Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast, nu futilități. Seara de aprilie, bună seara, Silviu Munteanu sunt, suntem pe 103.4 în vastele studiouri Radio 7, suntem și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisica neagră. Bineînțeles, dacă tot vă uitați la noi, un subscribe ar fi mai mult decât apreciat. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, doi reprezentanții, fiți atenți cum spun, ai generației analog, da? Gabriel Pipai Andrieș. Pipai este numele tău în buletin? Am putea face o emisiune întreagă numai despre poreclama. Am înțeles. Unul din cei mai șmecheri sunetiști pe care i-are România este în studio, alături de basistul Iulian Vrabete, zis Mugurel, care am înțeles că tot nu ar fi numele tău. Nu e, deci voi doi stați cu nume de scenă sau de împrumut. La mine a fost de poreclă din copilărie, deci nu știu cine a născocit-o, dar nu e în acte, în orice caz. Iulian e numele oficial. Am înțeles. Bine ați venit! Bine, mulțumim de invitație și bine te-am găsit. Avem de stat la povești, pentru că voi sunteți în povestea asta cu muzica de foarte mult timp și de atunci s-au schimbat trenduri, s-au schimbat industria muzicală, tehnologia, publicul, masterizarea. Tocmai am văzut, domnul Pipai, că ai postat zilele astea pe Facebook că s-au făcut, și eu m-am mirat, 20 de ani de la 24 Hour Party People. Da, un film de referință pentru rock-ul britanic și nu numai. Recomandăm acest film tuturor care vor să vadă ce înseamnă spiritul adevărat al rock-ului, al libertății muzicale. Și aș vrea să vorbesc cu voi neapărat în seara asta despre efervescența anilor 70-80, despre efervescența folk-rock care avea loc aici și, bineînțeles, am și această curiozitate, mai mult de la Mugurel, ce-i drept. Măi, cum era în anii 70-80? Aveați groupies? Că acum dăm puțin din casă, mai circulă așa zvonuri că, de pildă, Gabriel Cotabiță era unul din cei mai mari crai și el a fost la un moment dat vocalist la Holograf. Gabriel Cotabiță a fost colegul meu de trupă când nu exista Holograf, pentru că noi suntem din Craiova și am fost colegi de liceu și ne-am cunoscut dinainte de liceu și am făcut prima formație cu chitări reci pe bancă în parc. Și dacă e să extrapolăm noțiunea de grupii, întotdeauna fetele au fost atrase de niște băieți care cântă și care, mă rog, au alte preocupări decât cele obișnuite. Așa că ne știm de foarte multă vreme. Da, sigur că într-un fel sau altul ele grupii ori fi fost, nu eram noi suficient de, cum să spun, maturi și de versați ca să fi profitat realmente de ce se întâmpla. Dar nu asta era principala problemă, ci faptul că la vremea respectivă, sigur că importanta și grava problemă erau instrumentele care erau greu de procurat. Existau instrumente la casele de cultură sau unele școli aveau la, nu știu, sala de muzică, însă erau la minima calitate. Erau românești, majoritatea. Doina sau... Doina... Guban, saxofoanele, însă erau departe de ceea, până și noi ne dădeam seama că ar fi trebuit să fie. Ce instrumentele adevărate erau foarte scumpe, prohibitiv. Cred că ăsta era totuși și un avantaj până la urmă, pentru că la vremea aia cine avea o chitară și mai ales una electrică cu un amplificator, automat era luat într-o trupă. Da. Că știa să cânte, că nu știa, sau că știa mai mult sau mai puțin. Nici noi nu știam prea bine. Diferențele erau destul de mici. Dar, într-adevăr, faptul că avea un instrument îți dădea un avantaj foarte mare. Însă, peste toate astea era un imbold. Era ceva foarte mișto, care cred că sălășuia atunci în toți cei care s-au apucat de muzică. Dacă îmi permiți o mică paranteză legată de acest subiect. Este permis orice și avem tot timpul de pe plan. Eram într-o tabără în clasa 11-a, cred că, mă rog, undeva în Transilvania și era cu o gașcă de prieteni, ascultam aceleași muzici, AC/DC, Rush, mă rog. Classic rock. Da, classic rock. Și la un moment dat, într-o seară, la o beție, evident, copiii să nu bezi, da? Sub 18 ani nu consumați alcool. Ne-a venit ideea, hai să facem o trupă, și atunci i-am scris o scrisoare lui fratelui meu, adevăratul deținător al numelui Pipai, că de acolo vine, e porecla lui. I-am scris, el era, atunci era roadie la trupa Iris. Da, la trupa Iris era atunci. Și zic, vezi și tu dacă mai au ceva scule care nu le trebuiesc, că vrei să facem o trupă. Știi, mă uit la voi doi, avem cu toții o vârstă și mi se pare că pentru niște oameni care a stat atâta timp în industria muzicală, vă țineți foarte bine, n-aveți probleme cu spatele de la care ați scule. Nu-i puțin lucru. Am cărat. Că asta îmi povestea Minel. Nu există om să se ocupe de muzică și să n-aibă probleme cu spatele, probabil mai puțin vocaliștii. Da. Eu chiar mă gândesc să fac o manea pe nume Am cărat la viața mea și boxe și grele. Pe de altă parte, mi-aduc aminte frustrarea mea din adolescență când am vrut și eu să mă fac muzician și nu s-a nimerit și întotdeauna aveam un soi de oftică pe ăștia cu chitări ca voi, știi? Acest plural, chitări, este mai nou acceptat în noul DOOM, da. Pentru că mi s-a părut întotdeauna că sună proschitare, nu știu, e un feminin acolo care parcă nu cadrează, mai ales când ai un distors mai cu testosteron în el. Am văzut puțin, Steve Vai am văzut cânta la un moment dat la două mâini. Da. Adică... Am văzut noul clip cu Steve Vai, la monstrul ăla de chitară pe care îl are. Chiar am văzut o treabă și vreau să te întreb sau să vă întreb. Acea chitară la care cântă Steve Vai acum, care are vreo 3 grifuri și vreo 4 seturi de corzi, că mai are aici într-o parte, una din ele este bas. Nu presupune să ai două amplificatoare totuși? Că amplificatorul de chitară e o treabă și cred că e altă impedanță la bas. Nu. E vorba numai... doar de sunetul în sine. Amplificatoarele de chitară în general au difuzoare cu diametru mai mic pentru că n-au nevoie de foarte multe joase. Amplificatoarele de bas folosesc de regulă difuzoare cu diametru mai mare, dar nici asta nu mai este în ziua de astăzi un dat pentru că există difuzoare de 10 țoli, deci 25 de centimetri care se folosesc la bas și sună foarte bine. Nu mai este. Sigur că amplificatorul de chitară are alte scopuri, trebuie să aibă distors, trebuie să aibă controale de sunet mult mai precise, amplificatorul de bas trebuie să fie mai robust, dar nu, asta nu înseamnă că nu poate să aibă și un grif cu... Da, mai ales că totul se face din switch-uri. Nu spocnește difuzorul, că asta mă întreabă. Nu, are niște switch-uri și el schimbă dacă vrea să cânte... Bine, acum există circuite electronice, există, totul se face mai simplu față de... Nu era vorba de impedanță la doze, acolo e o problemă. Dacă într-adevăr pui mai multe doze, știi cum, e de la, din liceu, cu omii, cu alea... Minunea tehnicii moderne. Basul relief vine de la bas? Are... Nu, era fost când am făcut formația în 1977, cred că era toamna. Fiind provincial, ca toți provincialii, m-am îndreptat prima dată către colegii mei care erau din Craiova, de unde sunt și eu, Relu la tobe, Vițulescu, Cristi Ciomul la clape, care era coleg cu mine la arhitectură, acum mai mare cu 1 an sau 2, și Edi Bălașa, care era tot din Craiova, și pentru că eram 3 din zona facultate de arte plastice, Relu, arhitectură, noi, Relu a venit cu ideea să-i dăm un nume din terminologia artistică și cu basul relief. Da, deci nu neapărat avea legătură cu basul. Am crezut că s-a legat și că tu ești capitanul acolo și ai zis, am un bas, cum numesc eu trupa mea, hai să... Dar are legătură cu facultatea pe care a urmat-o, Iulian. Da. Arhitect? Da. Mi-e foarte greu să-mi imaginez cum un arhitect poate să fie altceva într-o trupă decât basist sau eventual la tobe, adică nu prea văd armonii de chitară de niciun fel. Uite-te la Baniciu. Uite-te la Doru Stănculescu, să-l odihnească Dumnezeu. Lipsa mea de imaginație, deci, ceva îngrijorător. Mai știu să facă și alte. Marius Pop. Cum era în Craiova în 70? Eu știu că pe la sfârșitul anilor 80-90 la un moment dat era o mișcare de punk acolo, erau niște trupe de punk și zic, mă, trebuia să fi apărut de undeva, să aibă un nucleu dur în spate. Nu de asta. În anii 70, Craiova era mai mult sau mai puțin ca și restul țării, dar, însă nu atât de evoluată cum era vestul, Timișoara, Arad, Oradea, Clujul, care aveau și avantajul unor minorități conlocuitoare care aveau rude afară și de asta aveau instrumente mai bune, aveau informații, aveau reviste, aveau discuri, aveau o zonă mai bună de informație din ceea ce însemna muzica în vest. La noi a fost entuziasmul. Craiova la vremea respectivă avea ceva reprezentanți, era Gil Dobrică, nu? Oh, da, da. Nichi Dorobanțu, care era chitaristul de la Roșu și Negru, nu mai mi-aduc aminte cine era, Doina Badea, cântăreață de muzică ușoară, în sfârșit. Deci noi stăteam foarte prost cu informațiile, cumpăram discuri când aveam bani, era 300 de lei un disc, care 300 de lei la vremea erau pentru un elev, era ceva, da? Era ceva. În sfârșit, după asta, după anii 70, către anii 80, Craiova a devenit foarte interesantă pentru că lumea a început să se uite la sârbi. Iar sârbii aveau o televiziune excepțională. Acolo, eu venit de la București, că eram deja plecat, am văzut opera Tommy, al lui The Who, acolo am văzut prima dată Van Halen, acolo am văzut... Deci sârbii aveau o televiziune care dădea și filme de... Cum nici americanii n-aveau. Pe cuvânt. Iar una din lucrurile care erau foarte importante pentru craioveni, că mi-aduc aminte, a fost o discuție prin 81-82 să-l luăm pe Gabi la București. Cotabiță, dar eu vorbesc așa că na, suntem din copilărie, pete. Și unul din setback-urile care îl țineau acolo era faptul că la București nu se prindeau sârbii. Deci, crede-mă, sârbii erau... Așa am învățat bulgărește. Am învățat și să citesc. Și-au cumpărat dicționare. E, de acolo aflau muzici, aflau filme, aflau... Erau mult mai puși la curent, iar trupele din Craiova care cântau pe vremea în alte părți veneau foarte bine orientate, pentru că aveau... Foarte... Cred că pe lângă ce a contribuit de fapt la generația mea față de generația lui Iulian a fost faptul că au apărut și niște televizoare mai performante, da, care nu puteai să prinzi pe alea cu tuburi, nu prindeai decât VR1. Mai e o treabă pe care o tot repet aici, faptul că am dezvoltat cu toții de pe poziții diferite pasiuni pentru muzică, pentru aia cu distors mai ales, și ne-a pus în situația, mai ales în anii 80, să schimbăm între noi o casetă, un vinil, un CD încă nu era, dar a ținut, cred, a avut, cum îi spune, s-a adus și în anii 90, cam până a apărut MP3-ul. Faptul că schimbam muzici între noi a reușit o chestie extraordinară și anume să creeze niște prietenii pe viață, ceea ce nu mi se pare puțin lucru. Nu, bineînțeles că nu și... Însă și ideea că niște... La fel era și cu discurile pe vremea respectivă. Da. Când nu erau... Casetele au apărut mai târziu un pic. Dar care era filiera pe care intrau vinilurile? Erau aduse din... Erau mai multe. Rude din străinătate. Mai multe. Vaporenii, adică marinarii, cei care lucrau pe vapor, tiriștii, personalul diplomatic, cine avea acces la... Și oameni care erau mătuși, rude, mai ales gândește-te câți etnici germani erau pe vremea în... Nu mai vorbim de Banat și de Crișana. Și... O altă treabă care mie îmi place foarte mult la ceea ce presupune... Eu știu că sunt o grămadă de probleme și o grămadă de caractere mai mult sau mai puțin onorabile în... ceea ce se numește industria muzicală românească, pe de-o parte, pe de altă parte nu pot să nu recunosc că de câte ori m-am aflat într-o situație în care am avut de-a face cu oameni ca voi, am constatat o treabă care mi s-a părut foarte importantă la modul cel mai onorant cu putință. Există un tip de solidaritate masculină da. Care... te acoperă când o dai de gard, care te ajută să nu știu ce, care îți dă o țigară, care te înlocuiește cumva când ești obosit. Nu sunt multe joburi pe planeta asta sau, mă rog, în România aici, sau alea prin care am trecut eu, unde să beneficiez de un astfel de tip de solidaritate. am mai văzut la echipele tehnice de prin TV-uri. Da, băi, este, nu, cu solidaritatea masculină e poanta celebră când soția vine acasă la 3 noaptea, el zice unde a fost dragă, zice cum, da, a fost la Mărioara, am stat cu ea de vorbă, cafetele, știi tu, zău, zice, pune mâna pe telefon, Mărioara, nevastă, a fost la, cine mă, fițoasa aia care mă sună de 2 luni de zile, zice. Peste o vreme vine el la 3 noaptea și unde ai fost? Păi la Gică, am jucat și noi o tablă ca băieții și, aha, pune mâna pe telefon și zice, Gică, bărbatul meu a fost la tine. Cum adică a fost? Ea aici, face un duș. Deci există, da, solidaritate. Micile bucurii ale vieții. Cred că cu Nelu Dumitrescu vorbeam, mă rog, citeam scandalul cu Marilyn Manson din Statele Unite, că acum este acuzat de toate nenorocirile sexuale și se pare că de fapt ar fi un fake și e o treabă de foarte mulți bani și cineva trebuie să mai scoată niște bani de pe urma asta și Nelu zice, la noi, zice, nu e chiar așa, la noi se rezolvă eventual cu divorțuri și ne împăcăm 3 luni mai târziu, știi? Dar da, cred că e destul de complicat în showbizul ăsta. Pe de o parte, pe de altă parte, mie cel puțin mi se pare, avem toate poveștile astea rock and roll cu care noi am trăit, mă, parcă acum backstage-uri lumea este mult mai cu minte. Fiecare își vede de treaba lui, nu prea găsești droguri, nu prea mai găsești... Da. Nu găseai nici înainte. Da, asta zic, că noi am beneficiat de viața furtunoasă a rock-ului din vremea atâta cât era la noi și cât se putea. Într-adevăr, la noi nu au existat drogurile, că nu existau. Deci, alcool. Alcoolul, da, existau, sigur. Dar droguri nu, pentru că în anii nu existau. Nu știu, sau cel puțin nu pentru cineva care să de-abia după 90 încolo au apărut, să spun, ca utilizare cât de cât, dar în anii 80 sau în 70. Da, mai creștea câte unul, un balcon, o plantă, bun, ceva, da, dar foarte rar. Mai fuma un pervaz, da. Foarte rar. Da, dacă ar fi să luăm o perioadă din, hai să zicem, din 70 încoace, cam care a fost decada cu cea mai mare golăneală în care puteai să faci o grămadă de chestii și să scapi relativ bazma? Păi, fiecare are altă perioadă. Păi da, vreau să le aud de la amândoi, nu... Eu că se mai... Deci noi auzeam, până să începem noi perioada noastră, auzeam de trăznăile care le făceau Sfinxul sau ăștia în turnele lor și Phoenix-ul, aruncau televizoarele pe fereastră și... Am mai prins și eu ceva din chestia asta, pentru că într-o vreme am fost într-un turneu cu Sandu Petre și cu Sandu Grosu, care erau tehnicieni de la Sfinx și care undeva într-o localitate din România mi-au făcut mie o seară în care mi-au demontat camera, mi-au mutat în cadă toate alea și zic, asta era distracția. Deci, în sfârșit, am scăpat ușor, nu am pățit. Era un soi de botez? Sau... Da, era distracție, bine, ajutată și de oarecare stare euforică, ca să zicem așa. Deci a fost și înainte, noi am făcut ceva trăznei de genul ăsta, știu, la Cluj odată a fost ziua cuiva de la noi, cred că a fost ziua lui Afanas, prin 87-88 și efectiv nu am distrus hotelul Continental, că acum înțeleg că e în litigiu cu nu știu ce colegiu presbiterian și așa. Da, la fel, în sfârșit. Dar am făcut și noi, poate nu atât cu o televizoare aruncată pe fereastră și asta, libații prelungite au fost. În fiecare oraș te întâlneai cu muzicienii, asta era foarte mișto, că apropo de schimburi culturale, te întâlneai cu muzicienii de acolo și povești, ce mai auzit unul, ce a mai făcut altul. În sfârșit, era frumos, așa cum se putea. Perioada mea începe în 87, primul turneu al meu a fost cu trupa Metropol din Oradea, care din păcate era atunci la apusul carierei din România, adică după anul 87 s-a cam destrămat, în fine. Deși chiar sărbători zilele astea 50 de ani, mi se pare, la Oradea. Membrii care au supraviețuit. Când aud de 50 de ani de rock and roll sau de mai mult, se pare așa. Da, de ce? Rolling Stones ce au? Asta era că Mick Jagger are cât are? Ăla are 80, pe lumea care Mick Jagger, păi... Richards, Keith Richards are și ăla și ăsta spune ce se pare că rapperii nu fumează ce trebuie. Nu consumă ce trebuie, clar. Da. E, și dar, adică era, spiritul exista de de a petrece, mai ales după spectacol, pentru că te încarci de energie în timpul show-ului și cumva trebuie să te liniștești și nu poți să te culci direct după scenă, te duci la hotel să te culci, trebuie să te... să-ți iei un timp cu tine. Da, să te relaxezi. Să te decompensezi. Așa, decompensare. Și atunci... Să te faci dintr-un MP3 o frumusețe de wow. Da. Dar pot să spun că nu, existau și, cum să le spunem, exagerări sau ni se părea nouă că... Bine, pe vremea aia nu era prea greu să fii cumva împotriva sistemului sau să ieși din tiparul acelor vremuri. Și cred că spre sfârșitul anilor 80, drogul nostru cred că era mâncarea. Seara după spectacol, pentru că nu mai găseai nimic, la ora 10 restaurantele se închideau. Ia pe conserve. Sau... Și drogul nostru pe care îl căutam era să-l găsim undeva un loc să mâncăm. E greu de crezut pentru cei din ziua de astăzi că efectiv nu găseai de mâncare. Da. Am avut o discuție aici cu Răzvan Moldovan de la Partizan, care îmi povestea despre atestate. Așa. Cum se obțineau atestatele de artist, că și aici era o problemă, și mi-a mai povestit că nu numai muzicienii aveau atestatele de artist, ci și cei care vindeau blugi pe Lipscani, pentru că trebuiau să se justifice cumva la miliție. Da, exista o lege care spunea că dacă nu ești încadrat în societate, adică elev, student, să ai o legitimație de muncă, că ești angajat undeva, 6 luni direct pușcărie, fără, nici nu treceai pe la judecător, direct, cred că era automat. De asta mulți încercau să-și procure atestate ca să poată să-și facă alte joburi. Sau, mă rog. Nu mai știu când am dat prima dată examen pentru atestat. Bine, eram student atunci, nu era problema de apărarea libertății cetățenești. Îți trebuia ca să poți fi plătit și ca să poți fi angajat. De exemplu, chiar și studenți am cântat vara la mare și era o problemă, pentru că dacă nu avea atestat nu știau ea cum să te plătească în sfârșit. Dar nu era chiar așa simplu, adică examenul nu era o bătaie de joc. Sigur că probabil că se mai făceau și pe sub mână, apropo de oameni care nu erau în muzică sau asta de multe ori, sau erau tehnicieni de la trupe, pentru că ca să poată fi plătiți în mod normal avea nevoie de acel atestat, care sigur în funcție de solist, instrumentist, gradul 1, 2, 3, șef orchestră, nu știu ce, erau niște tarife care chiar amărâte cum erau rămase din anii 60, cred, erau încă satisfăcătoare. Îți dădeau voie atestatele astea să ai și barbă, parcă era o treabă de genul ăsta. Nu era prevăzut. Nu, era cu filmele. Cu filmele. Dacă jucai într-un film, aveai o adeverință că joci într-un film și ai voie barbă, plete, mai ales cele istorice, evident. Eu am purtat barbă toată facultatea, dar acum nu mai port, că acum poartă toată lumea. Așa. Nu, dar e greu pentru cei din ziua de azi, mai ales tinerii, să-și dea seama că te puteai întâlni cu o patrulă de miliție, mă rog, cum se chema pe vremea, pe stradă, te opreau și îți cereau actele. Și dacă nu aveai să le arăți legitimație că ești angajat sau student sau, cum am spus mai devreme, direct poftiți la secție și duba, la revedere. Adică e incredibil în ziua de asta. Știu. Asta cu libertatea. Barba și nu scria nicăieri, de fapt. Nu scria nicăieri explicit că n-ai voie sau... Dar era o garanție că te ia miliția cumva. Da, eu am avut, după am avut buletin cu barbă, de care nici măcar nu mai trebuia să mă... Nu mai știu. Deci era probabil o chestie că te-au bănuit de securist dacă te-ar fi oprit. Asta e securist cu barbă. Nu, erau ochi albaștri, bărbieriți. Însă nu scria nicăieri explicit. Era ca multe lucruri lăsate tocmai ca să fie ușor de ai bască, n-ai bască, știi? Noi a fost un alt fel de comunism, adică n-a fost un comunism cum e Coreea de Nord, de exemplu, despre care va vorbi mai târziu. Așteptăm povești. Unde sunt sigur că nu s-a schimbat nimic de 30 de ani. A cântat Laibach. Adică atâta timp cât, uite, erau concerte rock, adică în Coreea de Nord nu cred că există. Sau mă rog, a fost, Laibach. Lumea mergea, adică unde la concerte erau liberi, puteau să țipe, să urle, bine, se lăsa cu rupere de scaune, venea miliția, mă rog. Dar nu s-au interzis, rar, mă rog, cum a pățit, timpuri noi, cum și Iris, mă rog. Astea erau chestii absolut Sunt cazuri izolate, să le spunem așa. Holograf cum a scăpat de miliție? Sau, mă rog, nu de miliție, de autorități, de cenzură, de băieții. Am avut, nu, norocul nostru a fost, culmea că Bazoliev a avut odată atestatele suspendate, dar dintr-un alt motiv, dintr-o, mă rog, un individ, o neînțelegere, nu contează, s-a rezolvat pe vremea aia. Holograf avea spectacol. Deci pe vremea aia făcea cineva liste. Nu, asta arată o poveste altă de povesti, cum cine face rău, până la urmă Dumnezeu nu bate cu bățul și se întâmplă acela. Bate cu lista. Bate cu lista. Noi am avut norocul că n-am avut niciodată, o singură dată mi-aduc aminte, la Târgoviște sau la Pitești sau undeva la o sală de sport. Prin ce an era? 89, cred că era. Secolul trecut. Secolul trecut, da, 89, deci era înainte de 90. Și prin ce perioadă? Foarte... Dacă mă gândesc că dacă era mai aproape de decembrie, s-ar putea să fi fost oarește tensiuni. Da, 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 nu erau. Erau. Da, să știi că tensiunile de decembrie au început cam după vară. De-abia atunci a început să apară un iz așa de ceva nefiresc. Sunt multe de povesti și acolo. Da, da, da. Dar asta nu era atunci. A fost foarte multă lume. Și era și în picioare și pe gradenele de la sala de sport și au început să se împingă foarte tare în față. Și noi, știind ce nenorocire se întâmpla, că Doamne ferește. Mai fusese și Păunescu exact, în 85, exact. Da. Și atunci am oprit spectacolul, i-am rugat frumos să se... N-a intervenit poliția sau asta, oamenii s-au mai tras înapoi sau nu știu ce și nu s-a întâmplat nimic. Și asta a fost norocul că totuși la toate concertele și afară și înăuntru și săli mai mici sau mai mari, n-am avut niciodată, cum să spun, vreo problemă, Doamne ferește, de un accident sau ceva. Da, poate asta a fost. Poliția era de multe ori, de exemplu. Miliție era atunci. Erau de multe ori în săli, da. Asta era, ce puteai să faci. Mi-aduc aminte la Casa de Cultură Mihai Minescu, actualmente Teatrul Metropol, trupa Domino cânta și urma chiar, ei cântau și cover-uri, că n-aveau multe piese ale lor și se pregăteau să cânte chiar un Polis. De du-du-du, da-da-da, cred că nu da, știu precis. Au cântat și la festivalul. Băi, tot la cine deschide ușa? Miliția și Chifi, cum e? Police on Doors! A prezentat. Au plecat bieze, nu aveau treabă. Știu că am fost... Eu iubesc ambele trupe Iris care există acum. Și am fost la Circul de Stat, unde Iris Nelu Dumitrescu a ținut un concert acum vreo câțiva ani de zile. Da. A fost ceva lume, adică n-a fost gol. Doar că, spre diferență de publicul pe care îl știam eu la Iris 80-90 chiar, nu mai avea nicio treabă cu lumea de acolo și asta voiam să vă întreb și pe voi. Cum era publicul? Cel puțin în 80 era o nebunie când auzeai doar distorsul sau... Îmi povestea Minel Stoica faptul că nu știu ce tobar a venit și a bătut toba mare în ciorap, deja era o treabă atât de subversivă că se vorbea 3-4 zile de aia. Plus că, domnul Sunetis Pipai, am înțeles că ți-uiau urechile, eu n-am fost decât la un singur concert înainte de 89. Se cântau pe niște boxe făcute în general. Eu aici pot să spun cum s-a făcut legenda formației Iris, care pornește din 77 și pornește din momentul în care apare domnul Sorin Chifiriuc în formulă de trio cu Nelu Dumitrescu și Nuț Olteanu. Sorin le-a impus un așa repertoriu care nu era foarte actual, adică 78, îți gândește, punk-ul, 7 și ei cântau chestii din anii 70 din urmă. Free, Bad Company, nu, ACDC nu cântau. Pentru că nu avea nimeni ambitusul vocal necesar. Dar se cântau piese clasice, UFO, nu mi-aduc aminte, multe. Dar ce au făcut? Au făcut un fel de... Cântând în fiecare vineri la fosta Casa de Cultură Petre Fișandor de lângă Cismigiu, au făcut un follow-up. Adică aveau două concerte pe seară, atunci, vinerea, și sala nu era de 60-70 de locuri, ceva micuț, dar atmosfera de acolo era incendiară, pot să spun. Și lumea dădea buzna. Mica noastră America. Și mi-aduc aminte, lumea ieșind de la străduța aia din spatele, e un bloc în față la bulevard și Zalomit e o străduță mică. Lumea ieșea țipând și urlând de atâta energie, încărcați de la concert și aia aruncau cu apă de la balcoane, că era așa... Dar liberă, adică lumea era liberă, nu stătea nimeni. Cum era, de exemplu, la... Ți-aduce aminte, la Sala Palatului și la Polivalentă n-aveai voie să te scoli de pe scaun. Punct. Da, pentru că Sala Palatului și Polivalentă erau considerate niște locuri de mare importanță, de mare valoare și să nu se strice cumva. Nu, și asta s-a întâmplat chiar și la celebrele 5 spectacole date de trupa Boomtown Rats, 82 sau 83, nu mai țin minte. 84, dacă nu, 82 sau 83. Că eram nu, 82 sau 83. A ieșit ceva scandal atunci. Da, pentru că Bob Geldof, văzând ce se întâmplă, a chemat traducătoarea și le-a spus: dacă nu îi lăsați, noi am încheiat și am plecat. Și probabil că erau niște contracte destul de dure negociate. Și lumea a fost liberă și dacă, iarăși s-a vorbit ani de zi, cred că și acum se mai vorbesc de concertele Boomtown Rats de la... A fost ceva senzațional pentru noi și pentru vremea respectivă. Știu că m-am amuzat la un moment dat citind un interviu cu Mugurel. Scria că înainte de 89 aveai cu holograf până la 500 de cântări pe an, în 365 de zile, păi 500 de cântări. Păi adică erau două pe zi, da. Gabi a explicat foarte... Norma era două pe zi, care aveau loc în același oraș sau, dacă nu era Pendel, cum se numea... Sau Trendel. Care era... Și Trendel a fost dimineața la unitate militară, de la ora 5 într-un loc, de la ora 8 în alt loc, sau de la 5 la 8 în alt. Deci puteau să fie și 3 într-o zi. Iar programul, pentru că asta 87 a fost anul ăsta când am început eu cu holograf, am venit eu la ei, a început din martie cu un turneu de vreo 40 de zile, în care deci cântai de 2 ori sau de 3 ori pe zi, asta înseamnă 80... Asta presupunea un concert de o oră sau o oră jumate? Nu cântam numai noi. Eram și cu deschidere. Nu, întrebam cât era de trupă. O oră și un pic. Nu ca acum o oră jumate. Deci era până într-o oră. Ca să aibă 2 ore să fie între spectacol. Mă rog, și cu o mică pauză. După care ne-am dus într-un turneu de vreo 2 săptămâni cu frații Arghirov, care, la fel, și cei din vremea, și acum mulți își aduc aminte. Erau mari vedete în Bulgaria. Și în București, pentru că îi prindeam la televizor. Am mai făcut încă o bucată de turneu. Aveau, ca să-i aduc aminte, aveau cover după Illusion, piesa Illusion, dacă mai ții minte, era hit anii 80, melodia din Anglia, Illusion, și eu o focuseră în bulgărește. E singurul Illusion care vine acum în cap, e un Cypress Hill, dar cred că... Nu era se din cheama trupa englezească, Imagination, nu? Nu știu, Erasure, nu. Imagination, parcă, okay. Illusion. E mișto, e piesa foarte mișto. Ei cred că puseseră mâna pe negativ și și-au tras ei vocile și era mare hit. Erau gemeni, erau tineri. După care am mai făcut o bucată de turneu. Turneul în țară era pe vremea ce înseamnă YouTube-ul acum, așa te vedea lumea. Că nu te vedeau la televizor, nu prea se dădeau trupe la televizor. Știu, pentru că am încercat, pentru, mă rog, filmele pe care le-am făcut pentru Balta Albă, am încercat la un moment dat, pentru că Nelu Dumitrescu e cel din cartier, am încercat să găsesc niște imagini cu Iris de prin 80 și nu există, sau, nu le-am nimerit eu. Plus că am înțeles că să intri în arhiva televiziunii e durere mare de cap. De ce? Uite, poți să vorbești cu Doru Ionescu. Care te am vorbit ajuta, cu Dorionescu, știu, și m-a și ajutat. Exista un celebru documentar care iarăși a fost foarte mult discutat în găștile de rock, cu celebru borcan cu muștar aruncat pe scena sălii Polivalente. Deci asta a apărut la televizor atunci pe vremuri, în 80 și ceva, arătat ca, vezi, Doamne, așa nu, să nu faceți așa. Un gest tineretul probabil. Iată ce face tineretul nostru care se ia după aia de afară și ceva arunca cu un borcan de muștar pe scenă la Iris, că era Iris pe scenă. Așa, și continuă numărătoarea, după aia vara, Costinești, unde din iunie, iulie, august, până la începutul septembrie, când începeau iară turnee. Deci iese la socoteală. A, și la mare, venind serii săptămânal din toată țara, îți făceai, să asigurai publicul pentru turnele tot anul. Deci acolo... Te vedeau la mare, te mai vedeau și la Inoraș. Nu, veneau buluc, că știau că vii, că te știau de la mare. A, mă, ce mișto, au dansat, hai, mergem. Și era și moda, că și eu când nu cântam, când mergeam la mare, când... prieteni, era ideea, bă, mergem într-o seară să-i vedem pe aia, că, nu știu, Sfinxul cântă la Aurora, da, în Mamaia, mergem la Calu Bălan, cântă nu știu cine, deci acum ne uităm pe YouTube. Asta era atunci, promoția se făcea prin Viu Grai. Nu, și erau, cred că toate restaurantele de pe litoral aveau formație. Se cânta orice, de la Santana, la... Nu neapărat de pop-rock, aveau și lăutărie și... Da. Și orice se cânta. Acum, dacă ești trupă mai mare sau mai mică, în afară de, hai să zicem, festivaluri, sunt doar câteva orașe în care mai poți să cânti. Există Iași, există, am înțeles că există și un club la Băicoi, că asta m-am amuzat foarte tare. Exista și pe vremuri Casa de Cultură, celebre concerte. Brașov, Constanța, Cluj. Sunt, cum să le spunem, cluburi, puburi. Sunt aproape marile orașe, toate au, cel puțin unul. Nu vorbim acum în pandemie, că multe s-au închis și... Da. Eu știu asta din experiența mea, de câte ori m-am mai dus și eu n-am nevoie de mare setup ca să mai proiectez un film pe aici pe acolo când făceam asta. Dar știu că întotdeauna, băi, ba-mi lipsea un cablu, ba cărâia o priză, ba... Deci numai probleme de-astea și... Mă gândesc că și vouă vi se întâmplă încă și acum, dar stau și îmi imaginez ce Dumnezeu se întâmpla prin 80 la capitolul ăsta. Da, era, cum spunea și Gabi, era mini-tehnicus pe vremea aia, majoritatea... Fiecare trebuia să fie un mini-tehnicus, era în fișa postului. Nu, chiar, dar majoritatea lucrurilor erau făcute. Da, erau bricolate pur și simplu. Amplificatoare, boxe, ca să cumperi un amplificator original de chitară sau de bas sau asta, erau peste jumătate de daci. Era de, știu că în 87 am cumpărat un Pivi, boxă și amplificator, un Centurion de 100 de vați și 45.000 de lei. Erau... O dace seconsonieră. Da, știu, cu un video. Da, aia cu video mai vorbim. Deci erau scumpe, foarte scumpe și am luat-o, i-am dat 15.000 întâi și după am înțeles că după o lună, doi am dat restul de bani. Nu erau la îndemână, câtuși de puțin. Ce bas aveai atunci? Pe vremea aveam un bas românesc și după aia am cumpărat basul lui Marti, antecedentul meu la Holograf și Morgan anterior la Iris, un Fender, care acum se găsește la cine vrea să-l vadă pe perete la Hard Rock Cafe. Da. Am înțeles. Da, am mai văzut că mai trecut pe acolo. La tricouri. La tricouri. La merchandise. Și el a fost 35.000. Deci... Apropo, și Marti, puțină lume știe, el tot așa ca să aibă și un venit suplimentar și cât nu erau concerte și ca să aibă și o pata la mână, era angajat la Centrocop sau nu știu cum se chema, făcea lumânări de ceară acasă. Lucra la domiciliu, se putea, exista. Știu cum să fac lumânările, am făcut și eu când tot prin anii 80. Deci iată încă o metodă de a fenta, să zicem, să lucrezi în fabrică, nu aveai altă variantă, adică ori erai la facultate, liceu sau lucrai în fabrică, nu exista. Sau erai liber sau profesionist. Armată, sau liber profesionist. Sau pe asta, era un fel de liber profesionist, dar puteai să muncești la o cooperativă, existau cooperativele care... Da, asta era întrebarea mea, era... tehnic vorbind, mult mai complicat atunci, în 80, chiar și 90, să ții un concert. Aici pot să-ți răspund eu, da, era foarte complicat. Căreau să toate, te descurci sau... să faci... Nu neapărat căreau, dar era greu să faci rost până și de mufe de microfon din acestea. De cum spune noi, Canon XLR, mă rog. Trebuia să te descurci... Mă rog, găseam până la urmă, existau căi de pe la stat, nu spunem ce instituție, că vă dați seama cam pe unde erau. Și mai găseai microfoane, mai se făceau, se aduceau de afară unele. Importurile cele mai mari și industria cea mai mare a fost concentrată în jurul unor formații. cum era în nord, la Oradea, era Metropol, care la un moment dat aveau unul din cele mai mari instalații de sunet, cu care chiar au și cântat singur pe afiș, de altfel, la Sala Polivalentă, imediat după deschidere. Ceea ce era singur pe afiș era o chestie grea pentru vremea respectivă. Cred că doar ei și holograful își cam permitau asta, nu? Atunci, nu, Sphinx-ul își mai permitea, că asta spunând, spolul din sud era în jurul trupei Sphinx, cu Sandu Grosu, bun, Sandu Petre, care ei erau și bricolări, adică ei și făceau boxe, făceau Bibi Ionescu, care ne-a părăsit de curând, din păcate, era unul dintre cei mai mari electroniști. Și mai era ăsta din Chitila, cum îl chema, Cristi, Arion, sau, nu mai știu. Deci erau tot felul de oameni care, electroniști, care făceau amplificatoare, stații, chiar mixere la un moment dat, s-au apucat de mixere. Plus că se împrumutau amplificatoarele, nu știu, dar instrumentele de amplificatoarele tot timpul erau circuit în natural. Sau se făceau concerte la oaltă, veniți voi cu alea, venim noi cu alelalte și se puneau la oaltă. Existau și pericole. Un chitarist de la Cluj care a făcut primul cromatic, Sorin Tudoran, a devenit după aia un mare constructor de amplificatoare Marshall. Copii, tip Marshall, da. Avea o schemă probabil bună, firește sursă că... de difuzoare? Nu, alea erau, boxele erau originale, știu clar. Nu, cine putea, amplificatoarele cine le făcea, însă aveau un mare defect, ceva nu era în regulă acolo, pentru că nu se asigura împământarea și am văzut două cazuri în care... Celebre, niște oameni care au pățit pe scenă, culmea că la Sala Palatului s-a întâmplat pentru amândoi. Ideea era dacă foloseai un amplificator de al Sorin Tudoran, care suna foarte bine, și atingeai un alt obiect care era legat la o altă instalație, de exemplu microfonul sau ceva, având chitara în mână, intra în... se închidea un circuit. Da, trifazic, deci intra la 380. Și au pățit-o Cornel Moldovan, care la experimental chitare, și cu Iuliu Merca, care și-a rupt o chitară. Electrocutându-se, a căzut. That's rock and roll. Da, wow. Da. Din păcate, adică nu era tipul conceptului, era la probe, erau la changeover, cum se spune acum. Problema care era? Trebuia să verifici cu creionul de tensiune dacă ai pe șasiu, știi, creionul și dacă se aprindea, înseamnă că era fază. Și trebuia să inversezi ștecherul. Se pare că i-au verificat, dar între timp cineva a venit și a mai schimbat ceva pe acolo și n-am menționat. Deci erau și riscuri. Existau, da, chiar riscuri mortale. Da, mai erau riscurile cu focurile de artificii, cu magneziu, că erau improvizații pe vremea aia, vă dați seama, nu erau... Aveam mașină de fum care erau... Da, și mașina de fum care era cu parafină, care lua foc și pe linoleumul sau pe ce era pe parchetul de pe scenă. Se întâmplau multe chestii de-astea accidentale, bineînțeles. Pionieratul. Fratele meu, de exemplu, la un moment dat a pus mâna pe de la un prieten care e regizor, Doru, de asta fumigenă de film, de aia de exterior. Și i-a dat drumul într-o sală mică, la Technic Club. Și s-a ieșit toată lumea afară, că nu s-a mai văzut nimic. Se făceau mincile de ping-pong. Da, se făceau tot felul de invenții. La Iris s-au inventat chestia cu Schwarzlicht-ul, aveau un d-asta... Lumina ultravioletă. Da, o bec de ultravioleți. Și ei se vopseau erau niște vopsele speciale astral care erau fluorescente. Mamă, ce îți dai seama, pentru noi era, îi vedeai pe aia, știi, se stingea lumina și apărau alea. Deci era show, se încerca, chit că microfonul era agățat pe o sfoară între boxe, că n-aveau stativ, adică mai era amuzant, primul meu concert rock, primul concert rock nu-l uiți niciodată, da? A fost în 16 decembrie 1989 la Sala Polivalentă. Era Iris cap de afiș, cred că mai erau celelalte cuvinte, timpuri noi, erau mai mult și deschidea, cred, formația Totuși. Mi-aduc bine aminte. Și am această memorie a faptului că scaunele erau jos, nu erau scoase, era public jos, dar roacherii stăteau pe părți. Și m-am stat jos că eram singur și m-am dus și pe urmă la roacherie. Când m-am dus acolo, imediat în momentul 2 și din când în când mai treceau doi domni, un milițian cu încă un el, care bănuiești și cine este... în ziua de astăzi am, cred, memorie vizuală destul de bună, persoana celebră care făcea concerte atunci și care spunea, lanterna în ochi, stai jos, stai jos, stai jos, stai jos. Aveam... Și fiind 16 decembrie 1989, nu m-a lăsat mama decât de la 4 la 7, dar știu că erau niște dube afară care abia așteptau să începuse deja, niște... Pe 16 decembrie începuse la Timișoara. Nu, deci s-a păstrat acest sistem care vi l-am descris și în numai 79 sau primul concert Iris de la... cred că Galele Scântei Tinetului sau nu știu ce erau, că nu erau Cluba, că era Iris cu Chifiriuc, vă dați seama, tot publicul Iris, ăla din Petroviș Andor, era în sala Palatului și la un moment dat a început, cred că un Sex Pistols. În 81. Nu, dar era 2009. Era cu Iris, și a început, cred că un Sex Pistols, la care toată sala a sărit în picioare, că era ceva deosebit și în momentul următor s-a tras cortina, s-a aprins lumina, s-a gata, la revedere. S-a închis. Cred că una din cele mai mari satisfacții, că tot am pomenit de sala Palatului, celebra sala Palatului, a fost să mă duc la un concert cu Tricky și să am imaginea în cap a celebrelor congrese al lui Ceaușescu și să-l văd, cred că 15 ani mai târziu, pe Tricky acolo fumând vreo 6 jointuri în timpul cântării. A fost așa, zic, uite mă, unde șurla aici Ceaușescu. Da, cred că săracul se răsucește și acum. Nu i-o fi nici lui ușor. Nu știa, n-a știut niciodată. Astea erau, probabil că undeva pe lanțul de comandă, unii își dădeau seama că nu se poate și sus nu se știe. Asta am constatat-o apropo de Coreea. Da. Așa? Cred că asta se întâmplă la mulți președinți cu puseurile dictatori. Sunt izolați pur și simplu de realitatea înconjurătoare. Nu, da, își dădeau seama, bă, iese nasul, lasă-i pe ăștia să cânte, dă-i dracu. Adică știau că nu de acolo e problema. Dar am această întrebare. Știu, da, este o supoziție că Păunescu, de pildă, în afară de faptul că a avut un tip de relație cu Ceaușescu, a fost lăsat o vreme să-și facă treaba și că ce s-a întâmplat la Ploiești, parcă, în 1985, a fost practic un pretext ca să-l dea afară. Dar în momentul în care l-au lăsat pe Păunescu să-și țină cenaclul, l-au lăsat pentru că aveau un tip de conștiință că societatea românească are nevoie de o supapă? Da, cu siguranță. Păunescu, în multe cazuri, e mai bine să cunoști sau să știi artistul și să nu cunoști omul. Păunescu a avut multe lucruri rele. A fost un poet genial, absolut, asta fără doar și poate. Craiovean. De la Bârca. Talentul și caracterul nu fac casă bună mereu. Nu totdeauna. A fost un poet genial și au simțit cei care trebuiau că are suficientă și priză la tineret și are și suficientă inteligență ca să țină lucrurile la un nivel. S-a cântat la cenaclu, din câte țin minte, nu numai piesele de ale lui și folk și asta, s-au cântat și trupe, au cântat și asta. Dar aveau garanția că omul îi ține în mână și le făcea și de Paști, că decât să ducă la biserică, mai bine să ducă la cenaclu, și de Crăciun și în sfârșit. Până când se pare că a devenit mai deștept decât trebuia și au zis, ia, să-l mai... Și cu primul accident, să sperăm, nu știu, l-au eliminat. L-au eliminat. Eu am văzut un... Mi-e și frică să te întreb ce ai vrut să spui, de fapt, dar... Numai despre cenaclu și cred că poți să faci vreo 5-6 emisiuni și aducem oameni care au lucrat. Întrebarea mea nu era legată fix de Păunescu, întrebarea mea era de contextul social și de faptul că erau totuși niște oameni care gândeau la nivel, hai să zicem, macro, societatea românească, cum ai de pildă stadioanele de fotbal. Stadioanele de fotbal sunt niște ligheane de testosteron unde ele sunt bine să existe ca să mai detensionezi. Da. Absolut. Știi, asta întrebam, dacă la nivel de partid comunist în anii 80, la nivel de autorități, erau oameni care gândeau și în această paradigmă să vă lase pe oameni ca voi să vă desfășurați într-o persoană. Sigur, să-ți readuc aminte, deși nu cred că ai prins, exact în anii 80 a existat faimoasa Cântarea României, care era un program de masă cultural care trebuia să proslăvească pe conducătorii iubiți. Nimic alt, n-avea niciun alt... Ba da, Gabi, avea un ceva foarte nasol de desubt, foarte nasol. Adevăratul, zi tu și promova și mulți tufăriși, cum se zice la noi. Dar Păunescu, să nu uităm, el a fost ca un surfer pe chestia asta, adică pe mișcarea, celebra emisiune Antena vă aparține, care o făcea el, care era pur și simplu o tâmpenie ideologică, adică era o spălare pe creier a la Uniunea Sovietică din zilele noastre. Dar a descoperit mulți oameni care, dacă nu era Păunescu, n-ar fi cântat. Da, nu vorbim de Cenaclu, vorbesc de cântarea României, care se vrea o chestie de masă, de exact cum era sportul de masă, cultura de masă. Și care s-a dovedit a nu fi foarte sexy pentru... Păi n-a fost niciun fel, că nu era nici... Eu spun care era partea cea mai parșivă a acestei cântări a României. Deci cântarea României trebuia să fie de masă, pentru că toată lumea trebuia să cânte, să danseze, să recite, să picteze, și totul sub egida... Aparent era propagandă, realmente era altceva. Dacă orice tâmplar poate să danseze, orice strungar recită și un frezor, montor, reglor, tester cântă, de ce nu mai avem nevoie de artiști? Dacă toată lumea poate să facă așa ceva, să lucreze domnul și după amiază să cânte ce vrea el sau să picteze. Înțelegi? Era un mod de a desconsidera artistul ca liber profesionist sau ca entitate. Ca și artistul putea să muncească la fabrică. Dimineața la fabrică și seara să drecite dânsul. Bine, asta era ideea, modelul omului multilateral dezvoltat. Ideea era de a elimina la un moment dat profesioniștii din artă și din asta. Da, înseamnă că cineva a gândit-o la nivel de intenție. Păi vizita în Coreea. Coreea, China, acolo a învățat el niște lucruri. Ceaușescu și a încercat, când s-a întors de acolo, a fost acel fatidic an cu tezele din aprilie sau din iulie, sau din august, și când a fost o nenorocire. Eu am 75? Prins, eram... nu, mai devreme, 71, cred. 70, 71, 71. Până atunci, în România existase o deschidere în anii 68-69 pe modelul multor alte țări din... După discursul lui Ceaușescu, când a înfierat intrarea... Până la Ceaușescu a început. A început ușor, ușor din anii... După 60, deci după moartea lui Gheorghiu Dej a venit el și a fost o perioadă în care revistele începuseră să aibă articole cu filme străine, veneau muzică. Știu, și în toate artele a fost un soi de... un dezgheț. Efervescență. Da. După care, după ce a văzut extremul Orient și sistemul de acolo, care din păcate nu și-a dat seama că nu va merge niciodată într-o țară europeană, noi sau alții, până... a dispărut total, deci s-a eliminat tot ce era cosmopolitism, deci nimic străin. Nimic străin decât dacă trebuia neapărat, nu știu, muzică clasică. Restul, au dispărut reviste, revista Săptămâna, care făcea festivalul Săptămâna, când am cântat cu Pazorelief în 78 prima dată. S-au dus toate astea. Muzică românească, filme românești, artă pentru ideologie și cutare. Și s-a dus. De fapt, atunci ne-am despărțit de restul Europei, pentru că nu vorbim de capitaliști. Ungaria, Polonia, restul și-au văzut de drum. Polonia, să nu uităm că avea cea mai bună revistă de jazz pe vremea aia. Și acolo niște trupe foarte bune de jazz. Noi am rămas... Și rock. Deci asta zic, noi am rămas pe loc, restul s-au dus încolo și noi ne-am chinuit, uite așa, făcând amplificatoare. Underground, un fel de underground a fost rock-ul, dar tolerat, asta zic. Tolerat pentru că, am spus-o, cum să spun, industria muzicală, showbiz-ul în vremea lui Ceaușescu era mult mai capitalist decât din cel din ziua de azi. Banii câștigați erau bani pe bune. La bilete la spectacol, cât erau 25 de lei, 30 de lei, nu știu ce, erau bani. Și venea lumea pe bune. Și venea lumea pe bune. Nu existau zilele orașului, primăria, nu știu de unde. Arta era vândută cum se vindea și erau bani câștigați și sigur că nu le ai tu direct, îi la o instituție. De exemplu, noi ani de zile am cântat pentru Filarmonica din Sibiu, cărora le asiguram salariile și finanțarea. Cum asta? Turneele trebuiau să fie organizate de cineva, o entitate, o instituție. Nu făceai tu turnee. Exista aria, dar aria era pentru străinătate, pentru alte chestii, n-am fost noi niciodată. Însă restul erau case de cultură. De exemplu, am făcut un turneu cu Casa Minerului din Cavnic. Îți trebuia o egidă. Da. Cineva trebuia să organizeze. Era o formă legală, pur și simplu. Și se făceau prin UTC sau... Nu, aveam dreptul... Era o instituție care nu era politică, un teatru, o filarmonică în cazul ăsta, care avea posibilitatea de a vinde bilete, de a încasa bani și de a plăti. Știu că mergeau destul de mult pe rock, vrând nevrând, pentru că la rock venea lumea și practic le asigurau niște bani și de plătit artiștii La fel făceau și teatrele, să știi, făceau turnee cu teatru, vezi celebrul film al lui Carnea e Caranfil, e Pericoloso Sporgersi, exact, surprinde foarte bine un teatru în provincie. Deci da un pic mai în microfon. Deci exact asta făceau și teatrele, mai toți artiștii, nu știu la artiști plastici dacă se puteau face turnee. Da, și ei o duceau bine, Artiștii plastici s-au dus-o foarte bine până prin 67. Pe vremea respectivă, nu știu ce lege era, că eram mic, dar și de asta, pentru că taică-mi era director la Fondul Plastic la Craiova, artiștii, întreprinderile erau obligate sau aveau niște fonduri din care să cumpere tablouri, sculpturi, să le pună prin holuri, prin nu știu ce, și erau sume câteva mii de lei pe vremea când un salariu era câteva sute sau 1000 și ceva, iar pictorii și astea o duceau foarte bine pentru că ele erau achiziționate legal de întreprinderi, de școli, multe, nu mai spun de astea de sculpturile urbane. Toate casele de cultură aveau o sculptură sau două. Astea numeau fonduri nescriptice. Tot în anii 60, în Iore, cum arăta el atunci, au apărut niște statui, pentru că făcute de celebrul sculptor Apostol și elevii lui. Și sunt două variante, ori una presupune că a venit însuși Ceaușescu, ori sectoristul, cum era atunci, și a făcut așa din mână și statuile alea au fost mutate pe una din insule și au stat acolo până după 90. Da, de obicei Ceaușescu dădea din mână și cădeau cartierele. Da, se spunea că era bancul cu musca. Da, dacă intră o muscă în mașină, demolează tot Bucureștiul. Măi, eu trebuie să aflu poveștile astea de anii 80, cu Coreea de Nord, cu Rusia probabil. Da, sigur. Trebuie să le știu. Coreea de Nord a fost că bănuiesc că odată e o experiență din pentru tine, să zicem, ca individ plecat de aici și având cunoștință de universul ăsta, că noi n-aveam acces la multă informație. Acum suntem mult mai globaliști la nivel de informație și de mediu înconjurător, dar atunci nu era așa. Și totuși, scuză-mă ca să-mi termin ideea, bănuiesc că exista un soi de conflict cultural pe care l-a încasat cumva. Cum să nu? Și politic, nu numai cultural. Coreea de Nord a apărut brusc pentru că ăla a fost, în urma ce s-a întâmplat după 89, a fost ultimul festival al tineretului și studenților. Asta era o manifestare anuală, cred, care a început în 1953 cu Bucureștiul. A fost primul oraș. Studenți comuniști. Nu e adevărat, era din toată lumea. Nu. A fost, sigur că era de stânga, și de origine comunistă, cum era Rote Lider la Berlin, unde am fost și noi și Zi Roșu și Negru și Dida și multă lume. Și așa ne-am trezit că să mergem girat prin UTC, de asta era chestie politică, clară. Și am petrecut vreo 2-3 săptămâni la actualul Palat al Copiilor, la tineretului acolo, unde aveam vizionări, peste vizionări, tot felul de tovarăși, tovărășele și până și, cum o chema, Suzana Gâdea a venit să ne vadă. Ce presupune exact vizionări? Să ne vadă cum suntem pe scenă, cum cântăm, cum ce facem, n-am fost. Nu puteai pleca. O comisie de specialiști. Da, nu puteai să pleci dacă nu erai avizat. Ajungem și la asta. Și către veneau din ce în ce grade mai mari. Și până când cu o zi, câteva zile înainte de plecare. Vreau exact contextul, că sunt curios. Voi vă duceați zilnic și cântați și în fiecare zi veneau alte cadre să vă vadă și să vă dea un soi de ok? Da. Tot venea. Bine, nu cântam o piesă, două, vreau să vadă care regizorul. Nu era un spectacol. Acolo aveai mai multe chestii. S-a și dovedit că am cântat în diverse locuri. Deci eram 50 de artiști și 100 de tovarăși. A fost delegația. Așa. Era și grupul de dans popular Izvorașul. Era Marian Cazacu, care este acum, cred că e șeful catedrei de violoncel cu violoncel. Dan Puric era cu noi, care cred că de-abia absolvise și el. Făcea pantomimă atunci, probabil. Da, făcea pantomimă. Cine mai era? Silvia Dumitrescu, a fost și ea, Doru Căplescu, folchiște, da, stai că spun cine mai era, că muzică ușoară, acum nu mai cântă, este la operetă, Aiordăcheai, Daniela Aiordăcheai, o să-mi aduc aminte. Deci da, erau și artiști și tovarăși, Adrian Severin, Adrian Năstase, Copos și mulți alții care erau în aparatul UTC. De la partid însă a venit șeful propagandii din Comitetul Central, cred că Nicolae Constantin îl chema, un domn în vârstă, nu l-am văzut în viața nici până atunci, nici după aia, care a venit la vizionare. Și am aflat că în momentul în care ne-a văzut pe noi, care îți dai seama că nu ne-am venit cu ținte și cu zvastici și cu asta, ne-am îmbrăcați oarecum așa, cu păr. Erau spandex cu pantaloni celebri, spandex. Aveați pletă sau măcar un început? Aveam pletă. Păi noi cântam în țară, aveam turnee, aveam alea. Și ăla zic că a mărmurit și a zis, așa ceva există în România? Care nu știu ce să-i spună. Mă rog, lucrurile au rămas așa. În ziua următoare am făcut vama la instrumente. De fapt, au venit ei să facă vama la actualul Tinerimea Română, care atunci era ansamblu TC. Vă deschideau case-urile de bas? De... Nu, o să faci o listă. O listă. Da, okay. Da, sunt curios cum funcționează toată asta. Nu era nimic ca dușmănos în treaba asta. Așa cum a funcționat. Oricum, plecat ordinul de sus, îți dai seama, nimeni nu s-a băgat bețe în roate sub nicio formă. Și era cam 10 seara când s-a terminat și stăteam de vorbă cu Vali Mareș, de care și acum se ocupă, este, stai cum se numește firma care gestionează și administrează festivalul George Enescu și asta. Și sună telefonul. Ridică telefonul, văd că se schimbă fața, da, am înțeles, da, da, sigur, da, da. Sună telefonul fix. Bineînțeles. Nici nu există altceva. Da, am înțeles, da, am să comunic, sigur să treci. Și să taci la mine, zice, băi, și cine era? Nu. Era Nicolae Constantin la Tartorul, care a zis că până mâine dimineață formația Holograf să se tundă și ăsta, Ovidiu Bose Paștina, care era regizor, să se bărberească să se tundă, că l-avea și barbă. Îți dai seama, îmi spunea, păi ăștia, bă, ce dracu să facem? Păi nu puteam să vă duceți pletoși în Corea. Stai să vezi. Și ne ducem dimineața, am zis, bă, tăi, mă, să nu mergem și cu asta, bă, stai, ce să spun acum, nu, să mergem în Corea și cu asta. Ne ducem la cine era atunci ministrul tineretului și secretar, un om foarte de treabă, Ioan Toma, care săracul a dispărut după aia și el în vâltoarea vremurilor, nefăcând nimic, nici așa. Și ăla ne-a zis, băi, copeți, părerea mea că nu aveți de ce să vă tundeți, voi nu sunteți cadre UTC, nu sunteți subalternii lui Nicolae Constantin, nu sunteți angajați la nu știu ce, nu aveți niciun motiv să... așa. Ceea ce am și făcut. N-a mai zis nimeni nimic. A, când ne-am întors, tocmai discutam, bă, că nu știu ce, că de care mai bine plecam și nu știu ce. Și unul din tovarășii care erau pe acolo, păi zice că nu, că putea să plecați cum... Păi zice, voi nu știți, dar voi deja sunteți plecați din țară. Zice, n-aveți voi nici din București să ieșiți. În sfârșit. Când ajungem acolo, avion, două avioane, a fost unul cu scule și cu asta, unul cu noi și tovarășii. N-a mai zis nimeni nimic. Când am ajuns în sfârșit în Pyongyang, la satul olimpic, ca să zic așa, în care eram cazați toți, au venit băieții cu ochii albași și au zis, băi, mergeți și voi pe aici să vadă lumea că avem și noi trupe de rock, avem plete, că avem... Deci, înțelegi? Asta era dubla măsură. Iar ca idee, nu. Noi eram o delegație foarte mică. Americanii aveau 1000 și ceva de oameni. Rușii aveau 1000 și ceva de oameni. Deci au fost nu știu câte țări, cea mai mică delegație era Insulele Feroe, 2 persoane. Dar asta spun, nu era numai pentru țările socialiste. Iar ce am văzut acolo trebuie să facem o altă emisiune. Facem. Pentru că, spun, sunt lucruri care nu le-am mai... Pe undeva poate deschiderea Olimpiadei de la Beijing s-a apropiat de ceea ce am văzut acolo. Deci anul școlar 88-89 nu s-a ținut în Coreea de Nord. Toată lumea a muncit și s-a antrenat pentru festival. Dumnezeu. O țară întreagă. Am văzut un podcast cu o domnișoară fugită din Coreea de Nord acum vreo câțiva ani. Ei, poveștile ei sunt absolut fricoșătoare. Da, e un lagăr de muncă. Povestea că nimic nu se aruncă, nici măcar părul, că faci, când îți cade părul strângi, că trebuie să-l păstrezi ca să faci focul cu el, că n-ai cu ce să faci focul. Deci mi s-a părut complet. Noi n-am văzut decât ceea ce am văzut, pentru că noi n-am văzut realitatea de acolo și așa ne-am dat seama că era... România lui Ceaușescu era Statele Unite față de Corea. Deci ăla este o țară care nu mai este alta la fel. Poate mai erau Khmerii Roșii în Cambodgia sau... Deci este un lagăr de muncă și atât. Nu știu nimic din afară, nici n-au voie să știe. Nici o publicație străină, niciun radio, niciun televizor. Totul este pe cablu și atunci cum erau pe vremuri difuzoarele. Difuzorul de la țară. Dacă aveai un radio cu antenă sau asta, pușcărie sau poate și moarte, că și așa. Dar nu era vreo delegație de acolo care să vă aștepte, niște oameni de-ai locului cu care ați intrat în contact? Am fost așteptați, cum să nu, peste tot unde mergeam, pe stradă era lume ca la Ceaușescu, cu flori, cu astea. Deci spun... Dar cred că se referă la gen ghidul. Am avut, cum să nu. Da, cineva care s-o ocupe de voi. Am avut mai mulți care s-au ocupat de noi și asta o să fie altă povestire, pentru că am descoperit cât de mulți vorbitori de limbă română erau. 50.000 de coreeni au fost în anii 50 în România, când a început războiul la ei. Au fost lângă Târgoviște, undeva într-un fel de lagăr. Cum sunt acum cu ucraineni, refugiați de război. Și au stat în România ani de zile și mulți vorbeau românește, ca chestia de care ți-ai adus tu aminte cu liftul. Când... blocul avea 17 etaje în care stăteam, foarte frumos, apartamente făcute pentru, special pentru oaspeții la festival. Și aveam un liftier care, nu, ca toți ceilalți, probabil că au ordin, nu intri în contact cu străini, dar nimic. Evită și ai contact și asta tot. Au încercat ăștia să-i arate poze, nimic, mut așa. Până când cei de la Taraful, de la Populară, mai întreprinzători decât noi, au intrat în lift cu spatele, așa, vorbind între ei și unul a spus 7. L-a apăsat, te-am prins. Te-am prins. Bineînțeles că înțelegea românește, că de-aia pusese puț acolo. Cât a stat acolo? Vreo 2 săptămâni. Aproape, cred. 12 zile. Doar. Ce ați mâncat? Sunt curios. Mâncam la un fel de cantine. Voi n-ați prins nici Universiada, cum a fost aici Universiada 91. Ba, cred că mi-au cam de sigla aia cu formă de U. A fost tot un festival sportiv, însă Universiada, și acolo am cântat, că eram student și cântam la Casa Studenților. Erau ca niște cantine cu împinge tava, self-service, la care erau mâncare și locală și așa zis europeană, ce credeau ei că este europeană. Sigur că am fost curios să mănânc dintre lor, dar, deci mâncarea era în regulă, aia europeană nu semăna neapărat cu ce știm noi, dar eram curios să mâncăm mâncare locală și erau și furculițe și cuțite și erau și bețișoare, însă din metal, ca să poată fi spălate și refolosite. Și niște domnișoare drăguțe care te învățau cum să le folosești. Pe măsură, aveați un contact până la urmă cu... Pe măsură ce treceau zilele, erau din ce în ce mai puține cuțite și furculițe și mai multe bețișoare, ca să te oblige să înveți să bănânci cu bețișoare. Dar mâncare era în regulă. Și cântările pe care le-ați avut, au fost mai multe? Sau? Da, cum erau condițiile de cântare, de scenă? Am cântat în mai multe locuri, pe la niște săli de sport, pe la nu știu cine făcea programul, dar asta a fost interesantă. Noi aveam, fiecare țară avea un sediu, pentru că România era în mare favor la conducerea atunci, la bunicul lui Kim Jong-un, la Kim Il-sen, avea Casa de Cultură a Ministerului de Interne. Kim Il-sen n-a vizitat decât 3 țări, România, Bulgaria și RDG. Deci am avut onoarea să-l văd de aproape și am și un ceas de la el. Nu, personal, toată lumea a primit o pungă cu tricouri, cu un ceas, cu nu știu ce, pentru dame, pentru bărbați. Putea să-l scoți la licitație, cine știe ce. Da, da. Și am făcut un spectacol, Casa de Cultură al Ministerului de Interne, cu o sală ca la noi, ca o sală de sindicat de 400-500 de locuri. Și Vali Mareș, care se ocupa de organizarea asta, a fixat ziua concert și ca la noi un concert de la 5, unul de la 7 sau de la cum făceam în mod normal. Și au venit, i-au adus cu niște camioane pe prezumtivii spectatori. Ea săraci, îți dai seama să se aștepte în sfârșit. Au intrat în sală, noi acolo ne-am dus cu spandex, cu plete, cu tot ce trebuie, rock and roll, așa. Ea, săraci, îți dai seama că n-au înțeles nici, oricum văzere nimic de genul ăsta, de înțeles ce să înțeleagă. S-a terminat bine. Cam câți erau? Păi ce, o sală de 400 de locuri, erau ceva? Păi nu, da, a fost adus. Și se stătea pe jos, pe scaun. Ce vrei, că oricum săracii erau șocați de ce vedeau ochilor. Cred că era un lunetist care îi pazea, dacă se ridică vreunul. Nu, că sunt, îți dai seama, că de 3 generații sunt absolut îmblânziți. La sfârșit au venit cu un coș de flori, dintre alea, mulțumesc, am coborât, așteptând să facem al doilea spectacol. Și nu știu cine vine și zice, bă, zice, la al doilea spectacol îi bagă tot pe ăștia. Pentru că ei aveau normă să asigure public pentru 2 spectacole. Exact, că și ăștia ar fi fost selecționați de la vreo întreprindere, ceva, cine știe. Și au scos în curte și îi băgau tot pe ăștia la al doilea spectacol. Și am zis, bă, nu-i mai chinui. I-a zis, Vali, bă, dă-le un film românesc cu Mihai Viteazu, ceva, nu știu ce, să nu-i mai chinui încă un concert. Că... Deci încerc să-mi imaginez noima pentru care toată nebunia asta a fost organizată, știi, ca să-i aduci pe aia cu camionul, să-i așezi pe niște scaune și să-i ții mai multe spectacole. Ei săraci, și cred că erau bucuroși că oricum au ieșit din rutina zilnică, dar cu ocazia asta am mai văzut la alte manifestări. Am văzut ceva înfiorător. I-a aducea tot așa cu camioanele, cu o vreme bună înainte de începerea ce urma să fie acolo. Să-și mai cumpere o bere, să... Nu. Știu. Nici aveau cum să cumpere de la, în satul nostru olimpic, dar nu intra acolo oricine. Și până să înceapă așa, apăreau niște dubițe cu difuzoare și le punea muzică, o muzică ușoară a lor, cam... o muzică ușoară asiatică, dacă ești cu un pop de ăsta inofensiv, și îi punea să danseze. Este un soi de pop specific anilor 80 pe care cred că l-am auzit și rusesc foarte mult. Și așa. Are un tip de melancolie anume. Era un pop al lor. O tânguială, da. Îi punea să danseze. Obligatoriu. Știi de ce? Ca să nu stea de vorbă. Că oamenii când stau împreună într-un loc așa o jumătate de oră, o oră, discută păreri, bă, ai auzit că... Deci îi punea să danseze ca să nu se iște conversații. Deci, discuții, să nu apară. Există această, cu ghilimele de rigoare, nenorocire de trupă Laibach, da, care acum vreo 4-5 ani... Da, cam așa au fost. Nu știu cum s-a întâmplat, că este un mister pentru mine la ce nenorocire de trupă ești, la ce s-au întâmplat. Foarte scurt timp după ce au fost la Silver Church în București, la una sau doi. Da, cam atunci, exact. Au intrat să cânte în Coreea de Nord ca reprezentanții culturii pop occidentale. Da, da, da. M-a lovit în moalele capului și erau niște mici interviuri Vox Populi cu publicul după concert. Și ce mai tare m-a lovit în moalele capului o declarație a lui unui om care a spus: am auzit că în lume se cântă în mai multe feluri, astăzi am aflat că se poate cânta și așa. Și asta e tot ce a spus. Și a văzut de drum. Simplu și eficient. Nu, acolo totul e controlat. Și atunci și acum. Nu există nimic la voia întâmplării. Vreau să mă întorc un pic la întrebarea ta cu partea tehnică. Mi-am adus aminte undeva la începutul anilor 80, poate chiar atunci, 80-81, statul, partidul a investit foarte mult în casele de cultură, adică a utilat casele de cultură cu instalații de sunet, amplificatoare de chitară, de voci, stații de voci, care erau importate din Germania, din DDR, bineînțeles, din Germania. Vestitele Vermona. Vermona. Și acelea au contribuit foarte mult la rock-ul românesc, pentru că aveai pe ce să cânti. Față de Doina și față de... Erau pe lămpi? Sau... Nu, erau pe tranzistori. Erau mult mai bune decât Doina. Din păcate, fiabilitatea lor nu era așa de grozavă, pentru că tot alea se foloseau și la dansuri populare, și la taraf, și ajungeai, vedeai că lipseau butoane, nu mergeau canalele. Atunci trebuia să improvizezi cumva, să găsești o... Dar se puteau, asta zic, că exista, iar ulterior, în 82 sau a fost celebra investiție BTT, se pare la sugestia lui Nicu Ceaușescu, care era ceva și el, era cu tineretul. El era și s-au utilat câteva locații din țară, cu instalație GBL care era performantă la vremea respectivă, respectiv ringul, disco ring de la Costinești, unde Holograf cânta obligatoriu vara. Cam Fușu, și dacă... alte formații, mă rog. Și era discotecă unde na, era Andrei Partoș și cu, cum îl cheamă de la Iași... un DJ, îl știu. Scuze. Sorin, așa, cu Sorin. Și... se mixa și de pe benzi de magnetofon și pick-up. Da, pick-up și astea, și aveau EQ-uri și era o cameră cu amplificare. Era ceva NASA, era ceva pe vremea aia. E, și la Cluj iarăși era o discotecă, ceva în Casa Tineretului se cheamă, în hotel și acum există. Iar la ansamblu UTC, exact aici vreau să ajung, instalația, celebra instalație mare, prima mare instalație cumpărată de afară, care am văzut-o noi cu ochii și am pus mâna pe ea și chiar țin minte un concert la Arenele Romane, cred că a fost prima oră când au montat-o și era toată lumea super excitată că mamă, mamă ce instalație. Mixer, Soundcraft de 16 canale sau... Mă rog, adică era să investeau. Bine, ei credeau că cu sculele alea sunt pentru cântarea României, de fapt, știi, dar... S-au folosit și au mers bine și la rock and roll. Eu știu că lumea se plângea mai ales la casele astea mici, că le țiuiau urechile vreo 3 zile după concerte. Era această problemă. Ma, da, pentru că, dai seama, nu erau scule... cum sunt în ziua de azi, chiar așa de performante și totul era mai... mixele erau mai rudimentare, boxele erau mai low-fi, nu erau high-fi. Adică trebuie să, na, să păstrăm un raport. Sunetul era tare, dar nu calitativ. Da, conta să fie tare. A, era important. Să te excite cumva prin tărie, nu prin calitate. Dar... nu pot să zic că cineva s-a plâns că a surzit la vreun spectacol. Sau... Rusia, anii 80? Aici e o poveste interesantă. Da, Rusia a fost o experiență și mai ciudată. Pentru că am făcut un turneu în toamna, în septembrie 89, erau zilele culturii românești în URSS. Pentru cei care nu știu, la vremea respectivă... Gorbaciov nu îl înghițea câtuși de puțin pe Ceaușescu. Nici invers se pare. Se pare că Ceaușescu a avut o problemă de orgoliu și a spus eu sunt aici împărat de nu știu când și vii tu acum să-mi explici ce și cum. Am înțeles că ar fi fost gen treaba asta. Una peste alta nu se agreau deloc. Dar diplomația merge mai departe, zilele culturii române trebuia să aibă loc și au plecat 3 direcții de ofensivă. Una, partea de muzică ușoară, respectiv formația Holograf, cu soliști separat, că nu îi acompaniau Gabi Cotabița, care erau cu negativ. Anca Țurcașiu și Mihai Pocorski. Pe partea de populară era ansamblu nu știu care, cu Taraf, cu așa, și pe partea de clasică era Dan Grigore, pianistul, care aveam trasee deosebite. Nu ne-am întâlnit niciodată, dar nu ne-am întâlnit nici cu instrumentele. Pentru că... micile bucurii ale vieții. Deci, pe scurt, am avut 10 spectacole, din care am cântat unul singur, cel de la Moscova, care a trebuit să se cânte pentru că venea ambasadorul și nu știu ce. În rest, am fost la Harkov, unde se întâmplă ce se întâmplă, la Simferopol, la Odessa, la Sevastopol, la... nu mai știu. Deci au fost încă... în vizită. Am făcut o excursie foarte... la Ialta. La Ialta am făcut o excursie foarte frumoasă. Că sunt niște locuri frumoase. Da. Niciodată camionul cu scule nu ajungea. Da, nu că dispăruse. Nu. El era, am fost asigurat că nu e în regulă, dar din motive... Deci nu s-a ținut niciodată niciun spectacol. Adică când v-ați întors, instrumentele le aveați? Vi le-au adus înapoi? La cealaltă emisiune o să spun și cum au plecat instrumentele din țară și cum s-au întors. Dar ele erau totuși acolo și nu ne-am întâlnit cu ele decât la Moscova, unde am și cântat. Probabil că a fost directivă de partid la Moscova. Păi nu, să ajungă mai departe. Sau... ansamblu folcloric și cu Taraful și cu ea nu s-au întâlnit niciodată cu costumele și cu instrumentele, iar Dan Grigore, în sălile în care a fost, a avut maximum 2 persoane, care unul era translatorul. Deci, sabotaj total. Deci, clar, au primit ordine, bă, duceți-i, că nu puteam să zicem că nu, plătiți-i, am fost plătiți regește, doar că n-am cântat. Asta era ideea. Am înțeles. Ați fost plătiți pentru puțin turism. Nu, era plătiți pentru spectacolul care trebuia să fie, dar care n-a fost, că n-a fost. Și la Moscova, curiozitatea mea, erau anunțate, erau afișe. Da, da, erau afișe. Da. Și lumea nu venea la sală să întrebe, bă, da, dar mai vrem să... fost noi să vedem dacă venea sau nu. Da, pentru că aflam dinainte că nu se poate ține, că n-a ajuns... Și la Moscova cum a fost? A fost bine până în momentul în care niște tineri din Republica Moldova s-au urcat cu steagul României pe scenă. Când noi deja vedeam Siberia în zare. 1989, zici. 89, da. Toamna, septembrie. S-a urcat cu steagul României pe scenă. România, frații noștri, nu știu ce. Nu au intervenit, nu știu, pe aia sau dat. Ambasadorul nostru a plecat din sală. Și noi așteptam după aia să vedem ce se mai întâmplă. Nu s-a întâmplat nimic. N-a venit nimeni la noi, nu ne-a admonestat, nu ne-a... Oricum, ne făcuseră destule până atunci, în sensul că nu asta era scopul lor. Deci scopul lor era să arate lui Ceaușescu că ea, dacă vor... Cu rușii am mai avut o experiență în Berlin, la festivalul Arote Lider, când cântam cu Hrușca și cu Șeicaru. Și tot așa ne-au arătat că dacă vor ei, lucrurile se întâmplă cum vor ei. Dar fără scandal, fără nu știu ce, fără... Da, au un stil, știu. Am, nu, nicio ceartă, nici nu. Totul e în regulă, dar observ că până la urmă... Da, noi care am fost în Rusia înțelegem și ce se întâmplă acum cumva, pentru că noi știm cam cum lucrează. Sunt total de acord că nu poți să înțelegi un loc și un popor dacă nu te duci acolo și stai o vreme. Că așa poți să citești câte în lună și în stele. Dacă nu ești acolo să simți vibe-ul locului și al oamenilor, nu ai idee de context. Eu am avut o experiență total asemănătoare la 2 luni după ce au fost ei, mergând cu o altă trupă, tot cu aria, cu, deci oficial, într-un așa zis turneu care ne-a prins exact în decembrie 89, când au început marele deranj, mă rog, Revoluția de la Timișoara și ce a urmat. Să știi că îi dădeau la televizor din prima zi, din 17 dădeau clar, domne, în România, adică erau contra, așa de contra, nu, erau atât de porniți împotriva lui Ceaușescu, încât nu știu dacă au și pus mâna, cum se zice, să-l dea jos, dar erau foarte împotriva lui, foarte... Se pare că am avut un număr foarte mare de turiști ruși în acel decembrie. Mă rog, da, se poate, mă rog, asta rămâne pentru istorie să stabilească, dar să știi că avea o simpatie față de unii din colegi și-au pus tricolorul, mă rog, și la metrou, a, România, a, bravo, felicitări. Poate ar fi vrut și ei să în adâncul sufletului. Am făcut niște emisiuni cu Vasile Ernu și el mi-a povestit anii 80, mai ales după Cernobâl, când practic s-a simțit la nivel de putere că s-a cam pierdut contractul social pe care puterea l-avea cu, mai ales cu generația tânără, și atunci au inventat această perestroica care a dat drumul la un soi de libertate. Ei erau mult mai liberi decât noi la vremea aia. Nu, cred că totul pornește de la războiul rece și faptul că ei n-au putut economic să susțină acest război. Bașca, da. Și asta i-a terminat. Una dintre cele mai, mă rog, cele mai frumoase povești sunt bancurile lui Reagan despre ruși și cu ruși. Dar nu, ei au fost terminați economic și n-au mai avut ce face și au dat seama că sistemul nu funcționează și au încercat să mai în ultimul ceas să schimbe ceva, dar n-au schimbat nimic și din păcate eu susțin, asta e teoria mea, că marea greșeală nu s-a făcut o desovietizare. Da, ceea ce vedem azi este o urmare... E greu să... Cum în 45 americanii au făcut denazificarea Germaniei, pentru că ei sunt programați. Ei... Aici sunt multe probleme acolo și nu sunt lucrurile în alb și negru deloc. Spre deosebire de Coreea, unde lucrurile sunt sigur acolo că au rămas la fel. Da, acolo, clar. Dincolo eu nu mai sunt sigur, cu toate că după 90 și drept am umblat în mai multe locuri și toate astea, dar îmi dau seama că ceea ce știu eu despre țările respective și Franța și Olanda, unde am stat mai mult, s-ar putea să mai fie valabil pentru că a trecut o generație. Oamenii de acum nu mai sunt cei de atunci, care am cunoscut în 90 și ceva. A trecut o generație și au alte atitudini, alte vise, alte dorințe. Alte puseuri politice. Exact. Da. Așa că nu m-aș mai risca să-mi dau cu părerea despre ce... Hai să spunem așa, trăgând o linie peste carierele voastre, am două întrebări. Prima este care a fost pentru fiecare dintre voi highlight-ul vostru, momentul ăla în care ați spus, băi, m-am apucat de meseria asta pentru că mi-a plăcut și uite, nu-mi pare rău, simt că am dat lovitura acum. Trebuie să fi fost un moment. Da, cum să nu. La mine highlight-ul a fost tot timpul, pentru că recunosc că aproape întotdeauna când mă urc, mai ales pe o scenă importantă, mi-aduc aminte de vremea când eram elev de liceu și cântam la Casa de Cultură a Tineret și că nici n-aș fi visat vreodată să ajung să cânt pe o scenă mare, cu atâtea scule, cu atâta lume, cu atâta nu știu ce. Deci asta a fost un highlight continuu, faptul că am ajuns să fac ceea ce aproape că nici nu visam pe vremea respectivă. Dar cred că adevăratul, vorbesc pentru formația Holograf, a însemnat începutul 2010-2012 până în 2015, că după aia am început și noi, mai vârsta, mai moda, mai asta, nu am mai avut același drive și aceeași chestie, dar e normal, asta este că, cum să spun, e de mirare că am rezistat și până acum și e foarte bine că... Dar nu-i puțin lucru, cred, să ai atâta longevitate, da. Într-o trupă, e ca într-un mariaj până la urmă. Ba. Da, da. Însă și biologia și istoria și toate spun cuvântul și e clar că la un moment dat nu mai poți să ai aceeași, în primul rând pentru că poate nu mai spui cuvintele pe care le așteaptă oamenii, nu mai, trebuie să fii conștient că asta se întâmplă. La fel se schimbă generațiile, public. Se schimbă publicul. Important e să rămâi totuși credibil și să rămâi constant cu ceea ce faci tu. Dacă te schimbi de 7 ori, vrei să cânți acum ca Ina, nu cred că îți face bine nici ție și nici... Sau... am două momente de highlight, n-am numai unul. Primul ar fi concertele la care bunul nostru prieten Dorian Ciubuc m-a invitat și m-a ajutat să stau la pupitru pentru a face... pentru a mixa, pur și simplu a mixa concertele live produse de el atunci și asta însemnând că n-am visat niciodată să am pe mână, că asta se întâmplă, să ai pe mâna ta trupele care le ascultai când erai, mă rog, mai tânăr, să spunem. Și anume Whitesnake, Deep Purple, Page Plant, Dio, Metallica. A fost o mare onoare, nu neapărat complicat, dar și o plăcere în același timp, nu știu cum să spun, o mare onoare și plăcere, pentru că știind și muzica lor bine, cam știi cum trebuie să sune, dar asta a fost unul dintre momentele chiar onorabile, pot să spun, iar al doilea a fost tot mulțumită domnului Damian Drăghici, ocazia Cerbului de Aur din 2009, parcă 10, 9, când la invitația lui, bunii lui prieteni Steve Lukather, Nathan East, Greg Bizonet și uite tot timpul cum îl cheamă pe cel cu pianist de jazz, foarte mare pianist de jazz. Nu, pianist de jazz. Ca la cei trei tenori, Andy Other Guy. Greg Phillinganes? Nu. Pare rău. Cer scuze, dar memoria nu mă lasă. Am putut participa la acel concert să îi mixez live și iarăși este să lucrezi cu artiști de asemenea calibru este ceva, e visul oricărui om din branșa mea. Asta, da. Și atunci când îți dai seama cât de ce fel de oameni sunt, că stai totuși interacționezi cu ei și vorbești și oameni absolut modești, simpli. Da. Am înțeles că ai și tot soiul de surprize neplăcute, dar mai sunt și de astea, în fine. Nu, uite, acum 2 săptămâni noi am cântat, am avut la Berărie un spectacol unde l-am invitat pe Toboșarul de la Ian Pace. Exact. Exact la fel, simpatic, modest, absolut, nici să cita pe el că e unul membru a uneia din cele primele 4 trupe. Nu pare că am bătrânit deloc, este... Are și el o vârstă, dar un om normal, un om cald. Deci asta spune ceva totuși despre substanța care face ca unii să... Mi s-a întâmplat și pe urmă revin și cu următoarea întrebare, trebuie să vă spun această poveste. Mi s-a întâmplat să fiu în backstage când a cântat la Arenele Romane Brian Ferry și fiind, mă rog, peste zi acolo, ne-am împrietenit cu basistul, îmi scapă numele lui acum, dar era un basist care cântase la viața lui și cu John Lennon, fusese în mai multe proiecte de-astea de anvergură și mi-a povestit o chestie care mi s-a părut destul de tough. A zis că toți oamenii de la tehnic care lucrau pentru Elvis Presley, nu mai este niciunul în viață, pentru că Elvis avea cele mai multe concerte și cred că 2-3 pe zi, iar stafful, ca să reziste la nivelul ăla de stres și de eficiență, erau toți pe cocaină. Motiv pentru care niciunul nu mai era în viață când Brian Ferry a venit, cred, acum vreo 6-8 ani la București. Se poate, tot ce se poate. Da, uite, de-aia ne ferim noi să avem multe cântări. Să nu... da, puțin ne-am mai liniștit. Ce mă interesa, următoarea întrebare, când ați dat-o de gard magistral odată? Au fost și concerte mai puțin fericite, dar stau să mă gândesc. Bine, unele s-au datorat unor stări de euforie, dar s-au fost în general party-uri sau chestii. N-am avut la scene mari, pentru că acolo și, cum să spun, și atenția și pregătirea e alta și... Dar la cântări dintre astea ocazionale, cluburi sau nu știu ce, acolo se mai întâmplă că unii mai scapă hățurile și... Însă chiar de gard așa... Da, mi-aduc aminte una care a fost penibilă, dar asta a fost. A fost un concert la Sala Palatului, cred, sau nu știu unde, în care era și cu... Alifantis și noi și Aurel făcuse cu Andrieș, cu tare și mai a venit un individ în fața scenei. Stai puțin mai în microfon. Așa, n-au fost bodyguards și asta, că nu se presupunea că era nevoie de așa ceva. Măi, și a venit unul care era evident beat și care în fața scenei a început. Dar nu când și ea, și Bagopaia, da, știu. Mă, o piesă, două, după trei piese, am spus mulțumim, la revedere și am plecat. Nimeni n-a intervenit să-l ia pe ăla, era penibil, nu poți, îl ignori o vreme, dar nu poți în momentul în care devine, și atunci efectiv după două piese am ieșit de pe scenă și asta. Asta a fost un mod diplomat, că știu momente, spre exemplu, de la The Who. A, bine, da. Nu, deci omul nu era violent, nu s-a urcat pe scenă sau asta, dar nici nu te lăsa în... Da, îți strică... Nu erau într-adevăr, de obicei sunt niște oameni de ordine. Atunci, ne socotindu-se că acel spectacol ar putea provoca reacții așa, n-au fost. Și uite că asta s-a întâmplat. Prin ce an era? Ba, acum, 2000, nu știu, 5, 7. Că știu că, de pildă, prin anii 90 erau violențe la concerte mult mai multe decât acum. Acum să mai liniști lumea cumva. Erau mai tineri, era furie. Depinde de gen. Domnul Pipai, dumneavoastră, când ați dat-o de gard magistral? N-aș putea spune că... am avut, mă rog, am mai făcut mici, am mai șters niște tracuri din greșeală pe la studio, dar mă rog, s-au retras, că asta e. Am mai uitat să deschid un canal, mă rog, mici măgării din asta, nu ceva grav. Dar era o dată, mai recent, mi-aduc aminte, cu vreo 10 ani, trebuia să ajung la un eveniment, cum se cheamă acum în zilele noastre, cu doamna Loredana Groza și nu știu ce făceam eu până casă, lucram la ceva, cred, și mă uit la ceas și văd că mai aveam 10 minute să ajung de la mine din undeva lângă Unirea până la Odăile, deci în Otopeni. Bine, era 10 seara, 10 jumate sau ceva și stai seama, Odăi, săgeată repede în mașină, bagă, nu știu, am mers cu 100 pe în centru, noroc că nu era nicio... și la un moment dat am luat-o pe strada alea cu nume de străzile cu nume, spre Dorobanți, nu mai știu, Tokyo, Paris, una așa, din ele. Capitale. Și la un moment dat, eu mergând cu vreo 80-90 acolo, bă, iese unul cu spatele, exact așa la... Nu știu cum am făcut, că l-am tras de volan și... Deci atunci am zis, mamă, gata, asta e... A reușit să fac de-alea, bum, știi? Atunci a fost să dau de gard, să o dau rău de gard. Vreau să vă întreb și despre... A, și culmea, am ajuns înaintea solistei. Nu-i puțin lucru. Vreau să vă întreb și despre cum v-a fost pandemia. Știu că nu v-a fost ușor. Mă interesează, tu chiar cred că ai avut niște probleme destul de neplăcute. Nu, asta toamna am avut, am făcut COVID, o formă mai... Cred că cu toți am făcut, sau eu... Noi ne-am distrat destul de bine în pandemie. Păi asta, vreau să vorbesc despre acel proiect. O idee care o aveam de mult în cap, și anume revigorarea, readucerea în memoria publicului a rock-ului vechi românesc, care... Asta mi s-a părut o chestie îngropat. Foarte bună, știi? Că lumea nu-și mai bagă urechile în chestii care au fost... și erau bine... Da, și nici măcar nu sunt promovate nici acum, ca dovadă că nu interesează pe nimeni. Și am zis, haideți să facem ceva. L-am convocat pe Mugurel, pe Doru Ionescu, la o cafea și am zis, hai să, uite, am ideea asta, hai să facem piesele vechi, să le luăm, să le... Oricum, noi stăm acasă, nu facem nimic, la fel și instrumentiștii care n-au ce face, și să-i convocăm. Care oricum începuseră și fiecare se filma pe acasă cântând tot felul de cine știe. Și bă, decât orice, hai să facem o chestie organizată. O paranteză fie spus, în afară de... hârtie igienică care s-a vândut în draci în pandemie și făină, la nivel planetar, ci că au crescut vânzările la chitere electrice. Da. Și s-au făcut mulți copii. Și divorțuri. Și a ieșit, am zis, bă, hai să începem, hai să facem, cum facem, hai să o gândim, știi? Să fie un plan. Și uite, așa a început proiectul Rock-ul Carantinei. Care a fost, în primul rând, bun, pentru că a adus împreună oameni de diverse vârste, orientări, geografii și tot ce vrei, care au fost foarte mulțumiți că au avut ceva mișto de făcut până la urmă. S-a înregistrat la arene ceva, nu? Da, ideea a fost a lui Mugurel să facem un spectacol cu... Am vrut, când s-a putut, să facem un spectacol. Am obținut niște bani de la Ministerul Culturii. Și am zis, hai mă, bineînțeles că toată lumea a participat prima dată fără nicio dorință. Aici trebuie menționat și colegii care ni s-au alăturat, da, Mihai Pocorski și Nelu Brândușan. Și am făcut rost de niște bani ca să facem un concert cu piesele astea, să putem da și niște bani oamenilor care au contribuit. Concert nu s-a mai putut, că iar au venit restricții. Exact în săptămâna... Așa. Dar ca să nu pierdem bani, am zis, domnule, facem un concert în fața aparatului de filmat, pentru că acum deja îi montasem pe toți, repetaseră, făcuseră, și până la urmă s-a filmat concertul ca și cum... Cu acceptul Ministerului Culturii. Adică au zis, ok, țineți banii și faceți filmarea. Așa, că asta e. Băi, bine că a ieșit. Pe de altă parte am această întrebare. Amândoi sunteți pe scenă. Când ești pe scenă, muzician, există... un tip de relație și un tip de schimb de energie pe care l-ai cu publicul. Tu dai un vibe, publicul ți-l întoarce cumva. Bănuiesc că a fost destul de frustrant. E ca la meci fără public să stai să cânti și să nu se uite. Adică una e la sala de repetiții, alta e să fii totuși pe scena aia care nu-i foarte mică, la arenele romane, și să nu fie nimeni acolo. N-ați avut... Din fericire, ai reflectoarele în ochi. Online. Ah, bun. Nu, acolo era o chestie asumată. Într-adevăr, spectacolul fără public e ușor șchiop, așa, de asta, deci noi nici n-am făcut de asta online, spectacol și nu știu ce, pentru că nu e orice vrea. E frustrant, da. E frustrant, dar nu are exact ceea ce spuneai. Și la cântările pentru radiouri sunt destul de... Da, mă, dar mai e DJ-ul care vibrează cumva, da, mai sunt trei amețiți pe acolo. Sau, acolo... cumva cu da la perete, știi? Da, e... Acolo era o filmare, așa cum se filmează la o emisiune de televiziune sau asta, deci nu a fost o frustrare, ci faptul că trebuia să faci chestia respectivă, că așa era... Plus că totul era calculat, fiecare trupă avea o oră să se monteze și să filmeze câteva duble, adică nu prea aveai timp să te mai gândești că... se trăgea de câteva ori, pentru că s-a imprimat. A fost bandă rulantă, efectiv bandă rulantă. Și sigur că poate să nu iasă din prima, sau se trage de două ori, că poate iese mai bine a doua oară, sau invers, rămâne prima. Însă nu asta a fost frustrarea, ci a fost mulțumirea că până la urmă am reușit să facem și în 2020 și în 2021. Sigur, în 2021 n-a mai fost entuziasmul așa mare, pentru că deja nu mai era lockdown-ul, care pe vremea aia, când am făcut... A fost și n-a fost, a fost. Nu, deci, nu, lumea chiar stătea în casă, că nu putea să plece. E, deja în 2021 s-a mai umblat, să mai nu știu ce, și nu știu, să vedem anul ăsta, dacă mai facem așa. E, o să continuăm, poate nu la același ritm, dar mai sunt piese, foarte multe piese. Sigur că piese sunt destule să... A venit aici la un moment dat Lenzi Chiriac și am avut o discuție cu el, îmi povestea, cred, despre chitaristul, dacă mi-aduc bine aminte, de la formația germană Sodom, da? Formația germană Sodom, în timpul lockdown-ului, sau mă rog, în acel an, cred că în 2020, trebuiau să aibă un număr de cântări, în urma căruia numai chitaristului revenea, cred, suma de 30.000 de euro, da? Și cântările n-au mai avut loc, iar statul german a luat la cunoștință, mă rog, cu hârțogăraie, cu toată povestea, și i-au dat 15.000 și a spus, uite, asta putem să facem, să susținem, să trecem perioada asta. Știu despre voi că ați avut și acest meeting, acest protest în Piața Victoriei pe 15 ianuarie. Te referi la Alice, la... Da, Asociația Lucrătorilor din Industria. Și a fost și un răspuns din partea ministrului. La voi cum au stat treburile și până la urmă cum s-a mișcat statul român în povestea asta? La noi prost, nu știu dacă la voi... Păi a fost o degringoladă la început, acum 2 ani, nimeni nu știa nimic până când s-au dezmeticit, deși asigurările din partea statului erau că sunt bani, am primit fonduri, nu e problemă, o să vă dăm, nu știu ce. Până la urmă au fost excluse firmele fără angajați, asta pot să spun pentru că eu am așa o firmă și nu sunt singurul. S-a considerat că, vezi, Doamne, noi nu contribuim cu nimic la PIB-ul României, ceea ce este total fals. În fine, și administratorii sunt niște oameni și trebuie să trăiască, nu? Al firmelor respective. Bun, atunci am găsit o altă metodă pe contracte de drepturi de autor. Cine a reușit să facă chestia asta? Să ia niște ajutor bani, individual. Un ajutor de la stat care urma să plătești impozitele după, mă rog, o tâmpenie, după părerea mea. Dar care nu viza neapărat numai. Deci o serie de ajutoare sociale. Și actorii și artiștii, nu numai... În anumite condiții. Lucrătorii din... pe partea tehnică vorbim. Am înțeles, și care erau, hai să zicem, nu, banii au fost în Germania la jumătate din cât ai fi făcut? Sau... Deci erau... în partea noastră, asta vreau să, nu s-a făcut nimic. Aceste ajutoare care se dau pentru cei care câștigă doar din drepturi de autor, au fost niște ajutoare, foarte bine că s-au dat, dar nu au vizat breasla, cum ar fi trebuit și la ei și la noi, ci s-au dat unor oameni. În cazul nostru a existat... Și tu puteai să vii cu jdemii de discuții cu ăia, cu ăilalți. Bineînțeles că au fost ocoliți cei care într-adevăr știau despre ce e vorba. Se vehiculau 30 de milioane de euro care vor fi împărți de artiști și mai știu. Pe scurt, nu s-a dat niciun leu. Nu s-a ajuns la nicio concluzie, nu s-a făcut nimic. Dar ceva bun a ieșit, pentru că au început artiștii să coaguleze cumva și să, hai să ne apărăm drepturile. Nu ai ce să aștepți. Din păcate, acum statul ne-a mai cadorisit cu o nouă schimbare la legea drepturilor de autor, care iară mai taie niște, cum să spun, niște facilități pentru artiști și interpreți și compozitori și producători și tot, pe vechiul sistem, introducând niște chestii aparent neimportante și așa birocratice, dar care te pun de fapt în imposibilitatea de a face treaba, că de fapt asta este. Am înțeles. Eu pot să-ți dau un exemplu cumva la fel, nu știu exact ce s-a scos și s-a băgat în legea drepturilor de autor, dar știu, de pildă, am o fiică de 16 ani, în școli se dădeau burse dacă aveai peste nota 9, cred. Da? 9 și acum s-a făcut să ai peste 9,50, doar dacă ai peste 9,50 mai bursă. Că vezi, Doamne, să-i susținem pe aia cei mai buni. De fapt, s-au împuținat banii, că sunt foarte mulți. Bineînțeles. Eu îți dau un singur acord, aici se prevede ca emiterea de facturi și încasarea banilor de la utilizator să se facă numai prin sistemul efactura.ro, care nu funcționează, nici n-a fost aprobat. Înțelegi? Da, românește, știu. Ce e bine este că s-au făcut aceste asociații și asocieri și, mă rog, Asociația Muzicienilor, Asociația Lucrătorilor din Industrie. Adică lumea a înțeles că trebuie să ne organizăm ca să poți să lupți cu statul, că practic trebuie să lupți. E un fel de sindicalizare. Am vorbit frumos despre oamenii din industria muzicală românească, dar știu foarte bine că sunt și foarte multe orgolii și foarte multe râci și bârfe și așa mai departe. Probabil. Nu este, cred, puțin lucru să ajungi să conștientizezi, băi, dacă suntem împreună, sub o asociație sau, mă rog, orice formă de organizare, putem fi mai puternici, mai ales prin, hai să zicem, vreo 2-3 mai buni vorbitori care știu să pună problema. Absolut. Da, din păcate în anumite zone chestia este absolut politică și consultarea asta cu, hai să spunem, cu cei care așa este, dar este formală și nu este făcută ca să fie la dosar, că așa trebuie. Trebuie să existe consultări cu, cum zice, cu publicul, cu utilizatorii, cu oia, dar în realitate decizia rămâne tot acolo. Nu se ia nimeni. Cum spuneai și tu, e bine totuși că au luat cât de cât... au dat piept cu aceste asociații și au văzut că oamenii ăștia există, că până atunci cred că nici nu visau că există cineva în spatele unui artist, o întreagă armată de oameni. Asta unul la mână și doi este faptul că e normal să fie așa, toate țările au o organizare cumva. Și în multe țări, ca și în Germania, chiar au fost ajutați în mod real. Și fără toate aceste farafastecuri, stai să discutăm, că să vedem, s-au discutat 2 ani și nu s-a făcut nimic. Bine, asta e normal la noi. Da. Cel mai trist este că pe partea mea de tehnicieni am pierdut foarte mulți oameni foarte calificați. Și da, s-au apucat de altceva. Că da. Nu, au plecat din țară pur și simplu. Nu că s-au apucat neapărat de altceva. Chiar mulți au părăsit. Am văzut totuși că s-au dat drumul acum la cântări. Ba mai mult, exact atunci, după 15 ianuarie, știu că ministrul culturii a avut un soi de postare cum că a luat la cunoștință de protest și că o să încerce să ajute. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Industria spectacolului nu este un motor. Baci cheia și a pornit la prima. Nu. E ușor să-l oprești, cum s-a întâmplat acum 2 ani, care am fost primii opriți. Dar de pornit este foarte greu. Gândiți-vă, marile festivaluri, ca să organizezi un festival de Thalia, Eversea, Untold și așa mai departe, durează cel puțin 1 an, cu înainte să încep pregătirile, pentru că nu este simplu, băi, Van Buren sau Armin, hai vino și tu, cântă și tu, hai că-ți dau eu niște bani, nu știu, nu. E o întreagă logistică, sunt tot felul de până și scene, nu numai de scene, partea tehnică, vorbim de logistică, de unde se ține, când, unde, rider tehnic. Este o armată de oameni care lucrează și durează, vă spun, 1 an înainte. De aceea Glastonbury au 2 ani la rând, au anulat, pentru că nu au putut, știi sigur că vor da drumul și ei nu pot să se apuce să muncească degeaba, cum ar veni. Să vândă bilete, să dea bani înapoi. Bineînțeles. Booking-ul și toate astea. De asta o să repornească, dar va dura 1 lună, 2, 3, cine știe. Suntem în 2022 și tehnologic, dacă mă întrebați, cred cumva că parcă trăim în viitor. Sunt oarecum fascinat de ceea ce presupune mai nou metaversul. Noua invenție a lui... Nu știi despre ce vorbesc? Eu nu. Ba, okay. Da, este. Facebook a inventat această realitate virtuală, metavers, unde te poți conecta și îți faci un profil în această realitate virtuală și stai cu acele căști pe urechi. Okay. Demența a mers până într-acolo, am citit o știre mai acum vreun an, am tot râs de ea aici la radio, o doamnă s-a plâns că a fost agresată sexual de 5 avataruri masculine albe toxice. Înțelegi? Și zici, bă, dar nu puteai doar să scoți casca aia și nu mai aveai nicio problemă. În fine. Dar ce am văzut că se întâmplă este că sunt muzicieni care au început să își țină concerte în acest metavers și să-și vândă și bilete. Asta poate să o facă online și acum. Nu e nicio diferență. Dar nu era o cântare online, era o cântare pe profilul tău de metaver, știi? Păi era puțin altă treabă. Dacă vreau să fac o cântare pe profilul meu de Facebook, o dau pe live. Da. Întrebarea mea este, vă vedeți într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat cu profilul metaverse având cântări? Asta este, din păcate, este un alt fel de cântare. Căci nu știu cum ai emoția, că despre asta e vorba, nu știu cum ai emoția cu publicul. Emoția e o chestie personală, cine știe, poate o ai, poate nu ai, dar asta este un alt fel de cântare a României, pentru că într-adevăr, industria muzicală, pe bune, în care dai senzația fiecăruia că poate să facă și poate să cânte și, într-adevăr, tehnologia din ziua de astăzi îți permite să creezi muzică chiar dacă nu știi să cânti la un instrument, chiar dacă nu știi, dacă te descurci cât de cât cu un calculator, poți să o faci. Dar și poți să o pui pe YouTube, poți să ieși de libertate totală. Dar este același lucru, din păcate, profesioniștii, apropo de Luke Adler și de asta ce cântam, recunosc că datorită dispariției vânzării muzicii pe suporturi fixe, CD-uri, casete, viniluri, câștigă cam de 100 de ori mai puțin. Cam de 100 de ori mai puțin. Vânzarea pe Spotify, pe nu știu ce. Mult nu mai este. Puțin bani, da. Mult mai puțin. Deci ca profesionist nu te distrează să intri în metavers, să ții concerte acolo. Asta este. Poate se schimbă generațiile, o să fie mult mai mulți care au un job în timpul zilei și seara sunt superhero pe metavers, dar... Eu cred că asta e... Chestia asta e bună pentru cineva care are timp. Eu nu am timp să stau nici pe Facebook. Adică... nu știu... Bănuiesc că în viitorul mai apropiat sau mai depărtat lucrurile se mută acolo. Mai ales generația tânără e foarte... Generația tânără are mai mult timp. Ei nu prea muncesc, nu prea nici învață. Oamenii vor avea foarte mult timp de acum încolo, pentru că această resetare aici merge. Ne mulțim, suntem deja 7 miliarde, nu mai e de muncă pentru atâta lume. Totul se automatizează, lumea va avea foarte mult timp. O să fiu puțin mistic acum. Sodoma și Gomora în Biblie au fost descrise ca niște orașe care ajunseseră la un tip de eficiență socială a trebăluitului zilnic, da. Motiv pentru care au ajuns în situația în care au ajuns, pentru că aveau prea mult timp liber. Și o comunitate LGBT foarte puternică. Da. Da. Progresiștii vieții. Neomarxiștii. Așa. Sexo. Da. Nu, asta e o realitate. Nu se mai fac drumuri cu trânăcopul, nu se mai muncește cu... Da, dar uite, corect, dar totuși noi nu avem timp. Noi. Dar uite, alții... Uite, suntem ocupați. La un moment dat va fi multă lume care va avea mult timp liber și trebuie să-i oferi, uite, un metavers, o ceva, pentru că altfel e nasol. Dacă nu-i dai ceva de făcut... Apare cum era în Caragiale, cu Stena Horia, cu... Nu, probabil că o să apară alte chestii și mai evoluate, care nici nu le imaginăm acum. O altă frustrare pe care o am eu la nivel de exclusiv consumator de muzică, și bănuiesc că este și pentru voi, este și care vine și cu o veste bună totuși la pachet, este că s-a cam perimat ideea de album. De mult, și dar... că acum, dacă o trupă a scos o piesă și a făcut și un videoclip filmat cu telefonul sau cu ce Dumnezeu l-a fi filmat, deja avem un eveniment de... Nu e lansarea de album, nu este... Pentru mine era foarte important că piesa a doua de pe fața B o știam că e acolo, era piesa a doua de pe fața B, știi? Albumul avea o filozofie. Era o operă de artă, avea o copertă, desfăceai, avea un concept, aveau afișe, avea o ordine a pieselor, care probabil că avea și aia. Da, bineînțeles, care erau autoritate de producători, din câte știu. Ba, cine știe, un lucru de echipă. Deși era un format dat, adică nu puteai depăși o anume, fața avea 18-20 de minute. 18 minute, maxim. Nu puteai depăși totuși oamenii se încadrau, adică concepeau piesele cât să fie ori o piesă, ori două, ori cinci, ori câte intrau, dar erau, până la CD, erau forțați de acest format. Forțați tehnic. Vinilul nu poate fi tipărit la dimensiunea de 30 de centimetri, la câte 15 țoli. Și apropo de chestia asta, i-am povestit în mașină, am văzut un interviu cu Steven Wilson de curând, care ți-l recomand. E pe YouTube și tipul spunea, domne, la 8 ani am descoperit vinilul cu Donna Summer, cu piesa Love to Love. Love to Love You Baby sau ceva de genul ăsta, care nici n-avea sticker de explicit sounds, că acolo nu e de lyrics, e de sounds mai mult. Și zice, domnule, la 8 ani nu dădeam eu seama de ce geme tanti aia. Și unul din, zice, păi să vă spun eu o fază, că i-au trimis un demo cu piesa, i-au trimis-o lui Neil Bogart, care era președintele record label-ului case de discuri Casablanca. Și omul a zice, a, ce mișto, dar puteți să o faceți mai lungă? Păi cât de lungă? Păi cât durează o orgie? Păi cât durează o orgie? 14 minute. Omul avea niște repere, standarde. Da. Bine, anii 70 erau deosebiți. Iar alt lucru de care se plâng, vorbesc tot de Luke Athers, spunea, este prea multă muzică. Drept care... Și puțin formatori de opinie. Și pentru că nu mai ai... cum să observi o chestie specială, pentru că este atât de multă muzică peste tot, numai când să o asculți pe toată, numai când să o observi. E adevărat ceva aici. Vezi, aici noi am crescut cu niște formatori de opinie, da, și oameni care te îndrumau, care începând cu Cornel Chiriac, mă rog, celebrul DJ de la Radio România și Europa Liberă. Da, existau oameni care... aveau un discernământ și care îți aduceau exact ce trebuie, să asculti ce trebuie. Nu luau din tot, că și atunci erau multe release-uri. Nu atât de multe. Observ de ceva vreme, mii de titluri. Am dat iama în ultimii ani în tot soiul de muzici de prin 50 până în 70, inclusiv am descoperit niște funk nigerian, se cânta un funk în Nigeria în 70 de nu-ți vine să crezi. Osibisa era o mare trupă. Și... sunt trupe foarte multe care nu au avut mare succes, dar care sunau incredibil de bine, știi? Da, aici iar trebuie să aduc aminte și de fiecare dată unul din mentorii mei, cât am fost și eu DJ de radio prin anii 90 și mai târziu, John Peel a fost unul dintre cei mai mari DJ ever din Anglia, sigur, cel puțin, și membru al Ordinului Britanic și tot ce vrei. Deci omul ăla aduna ce era mai interesant din toată lumea asta ca muzică și nu existau limite de gen și de durată sau... Dar tot ce punea, tot ce difuza erau chestii interesante. Vestea bună pe care tot citesc în ultimii ani, mai exact de când a murit Bowie, este că a revenit foarte tare piața vinilurilor. Da. Se pare că s-au vândut în ultimii ani viniluri cum se vindeau în 1991-92 și vânzările, vorbesc de cifra de vânzări, nu de profit, a ajuns undeva la peste 1 miliard, ceea ce nu e puțin lucru. Mai nou am citit că revin și CD-urile, plus îmi place această hipstereală, revin casetele. Numai să mai aibă lumea la ce să le asculte. Eu am casetofon. Dar... deocamdată problema este cum a fost la început în România cu CD-ul, că lumea n-avea CD-playere și nu prea cumpărau. Acum știu că e o fiță asta cu vinilul și își cumpără lumea pick-up-uri. Sunt târguri de vinil, dar mie mi se pare o chestie foarte mișto și foarte... Mie mi se pare că la noi când exact până să prindă CD-ul ca lumea a dispărut ca format. Că a apărut MP3-ul și s-a terminat. Mai e o treabă. Dacă ai curiozitate pentru un artist, pentru o trupă și respect pentru munca lui, cred că măcar CD-ul ar trebui să cumperi, dacă nu chiar vinilul, pentru că altfel nu prea înțelegi ce Dumnezeu a făcut în studio acolo. Plus lumea acum ascultă nenorocirile alea de boxe mici. Avem acasă și eu și Mogurăni. Mai rău că... Steve. Da, lumea nu mai ascultă. Ascultă la telefon. Așa e. Și lumea au dispărut industriile de, așa zisele, stereo. Deci cele a dispărut stereofonia, corect. Da. Nu stereofonia ca idee există și în căști, dar nu mai există aparatele. Philips-ul nu mai folosește de multă vreme. Am fost anul trecut, am fost la Copenhaga și normal că am văzut un magazin, cum îi cheamă pe aia, Bang & Olufsen, vând căști. Nu mai au acele super designate... Știi că aveau niște de-astea casetofoane, radiocasetofane cu un design, nu mai, doar căști. Poți că și Marshall, de pildă, au scos niște boxe de-astea pe care poți să le conectezi la telefon și care au această particularitate, sunt făcute pentru rock. Și pentru metal. Da, mă rog, în general sună foarte bine. Au găsit tot felul de tehnologii dintr-o boxuliță de asta mică. Sună ca un genelec de-al tău, ca un monitor de studio. E normal, avansează tehnologia, se schimbă. Bine, ce-i drept, noi am prins, cred că, cea mai importantă revoluție tehnologică ever. Nu cred că a fost perioada asta de ultimii 50 de ani. Deci a prins și vinilul, și caseta, și CD-ul, și dispariția lor, și MP3-ul, și tot ce vrei. Pe partea de tehnologie, uite, acolo văd un mixer digital care, iarăși, a schimbat total modul cum se face muzică și cum se mixează. Mai e o treabă care se întâmplă acum. Asta am făcut și eu în pandemie, printre multe lucruri pe care mi le-am autoinventat ca să-mi acopăr multul timp liber pe care l-am avut. Am ascultat o grămadă de discuri pe care n-am avut timp să le ascult, dintre trupe mai vechi, discuri mai noi. Am observat că s-a schimbat tipul de masterizare. Dacă în 90 sau la sfârșitul anilor 80 aveai un sunet foarte compresat și chitara foarte jos, acum chitara este foarte în față. No, am ascultat de pildă un Whitesnake, un disc de blues recent. Tobele sunt masterizate cum am văzut la Pantera la Vulgar Display of Power. Deci este același sound de tobe, iar chitara îmi sună Soundgarden, știi? Aici vorba... Și plus puțin... că e chitara mult mai în față, mai nou. Ok, dar aici vorbim de producție. Aici producătorul decide cum trebuie să sune și cum trebuie să fie. Nu e vorba de inginer de sunet, e vorba de producătorul albumului, care, mă rog, printre multele alte funcții ale lui, este exact să facă sound-ul care trebuie, care îi trebuie formației. Adică formația, în principiu, ea cântă bine, dar nu se mixează bine, ea. În anecdotica sunetului arată, era o chestie care trebuie să o explic, era grafică, cum arăta forma de undă la discurile din 70, da, exact, din 80, deci totul acum este atât de expandat și comprimat, dacă pe vremea forma de undă era așa. Se cheamă The Loudness War. Așa, este o linie neagră, nu mai există mai încet, mai puțin. Mai este muzica este, scuze, am observat cu cât muzica este mai slab calitativ, cu atât e mai indesată. Asta e o întrebare pe care o am, că mie nu mi-e foarte limpede. Eu de pildă, dacă vreau să-mi iau un vinil cu Led Zeppelin sau cu Black Sabbath sau ceva din 70, știu că acel vinil va avea acel sound de vinil. Dacă mi-iau un vinil cu Rammstein sau cu Muse, de pildă, pot la fel de bine să-mi iau și CD-ul, nu-i mare diferență. Masterizarea e puțin diferită. Da, e o diferență pentru că sunt mediumurile sunt diferite și nu poate să redea la fel. Nici ca dinamică... Să mai fi dus și urechea mea. Nici ca... Nu, diferența există. Adică CD-ul, chiar și MP3-ul, bate vinilul la raport, la semnal zgomot și chiar și la dinamică, ca range, ca... Pentru că vinilul nu poate depăși o limită. Dar poate să sune bine sau prost. Asta depinde de presaj. Adică cum a fost transpus din bandă sau din ce a fost transpus în Glassmaster-ul, care este matrița după care... Să mai trage pe bandă acum, cred că totuși e un avantaj că poți trage acasă. Da, există multe studiouri care încă folosesc banda. Și e ca la film, dacă vrei peliculă plătești mai mult? Sau? Da. Cred că, nu știu... Întâi trag în bandă, după aia o mută, ca și la film, se trage pe peliculă, după aia se mută în digital ca să faci CGI-ul, ca să poți folosi CGI-ul, Computer Generated Image, deci ca să faci trucajele și nu poți să le faci pe bandă. Și la fel și aici se imprimă pe bandă, se trece în digital cu niște convertoare foarte bune unde faci tot ce e de făcut acolo, iar la asta cu discul, vinil, dacă ne uităm, de-abia prin anii 70 au început în sfârșit să se audă joasele pe viniluri, pentru că sistemul de presare, acolo în șănțulețele alea sunt niște gropi și niște delurețe pe care acu se... Așa. Este extraordinar genericul de la serialul vinil. Da, acolo vezi exact. Pentru că frecvențele joase produceau niște gâlme care puteau să facă să sară acu, până când au descoperit un sistem în care presajul să fie de așa natură încât să se audă ca lumea și frecvențele joase. Iar discurile din anii 50-60 nu prea aveau joase, că nu puteau. Aici îți recomand un alt documentar, Reggae Britannia, se cheamă, dacă nu l-ai văzut, nu pe YouTube, în care arată cum ăștia în Anglia, mișcarea reggae, că au apărut prin anii 70-80, au apărut trupele de reggae inspirate de jamaicani. Nu, vorbim de trupe Aswad și trupe locale, UB40, nu știu ce. Și nu sunau ca alea din Jamaica și erau foarte nemulțumiți că ei foloseau alea, sound system-uri la party și nu sunau, dom'le, ce... Până când au descoperit o... Fii atent, în Londra, într-o căsuță de aia, știi cum ai căsuțele alea mici și înguste? Că e filmat o pereche de nemți, germani stabiliți în Londra, care aveau o chestie de, de făcut Glassmaster, un aparat de la care un mixer și cu o chestie care practic gravează negativul, cum ar veni, știi, ca să faci după aia, să faci discul. Și ăla știa cum să transpună să sune bine. Era o treabă, ai văzut, dacă te duci la piața de viniluri de second hand, întotdeauna costă mai mult presa japoneză. Dumnezeu știe ce are presa aia japoneză, are un ceva în plus. Nu, dar tot ține și de chestia asta, de transpunere, de... Can. Și Joy Division au pățit-o la fel. Primul disc, care erau fericiți, mamă, a ieșit primul disc, s-au dus la o discotecă, pune-ne și nouă, în Manchester sau nu știu unde, și că suna totul, eram fudat, suna prost și erau total dezamăgiți. Chestia de acolo chiar de mașinărie, de tehnologie. De tehnologie. Da, japonezii au probabil cea mai bună industrie. Și nemții, la presaje, știu că nemții erau la viniluri, mai ales la clasic, erau foarte... Deocamdată însă prohibitiv, căutate. Uite, eu știu că am căutat pentru un proiect de făcut vinil, Japonia fac cam la $10 bucata, minimum 500 de bucăți. Ceea ce înseamnă dintr-o dată 5.000 plus transport plus vamă, că nu este în Uniunea Europeană, deci ajunge un vinil, deci 500 de bucăți ajunge la vreo 7.000 de... Deci... Apropo, pot să fac o mică reclamă? Sigur. Săptămâna viitoare la... Să facă surchitanța. Săptămâna viitoare, pentru iubitorii de viniluri, cu ocazia festivalului de Urban Blues și Jazz, la pub Universitate, fostul Trocadero, va fi în curtea interioară un târg de viniluri. Săptămâna viitoare când? Săptămâna viitoare e săptămâna asta. Înțelegi ce zic? Săptămâna asta, da. Săptămâna asta. Scuzați-mă, sunt în aia virtuală. E noaptea târziu. Meta virtuală ăla, cum se cheamă. De mâine încolo. Așa, se taie la montaj. Deci, săptămâna aceasta, 14, 15, 16... Da, aprilie. Nu lipsesc de la târguri de viniluri, mai trec pe acolo. Da, cu mare drag, te așteptăm. Mai am o întrebare, două, și terminăm. Am o întrebare. De ce Dumnezeu, la începutul anilor 90, tot ce a apărut pe vinil, se aude foarte prost? Am niște viniluri, nu chiar tot ce a apărut pe vinil, unele sunt la limita decenței. Spre exemplu, nu cred că există vreun holograf care să sune prost pe vinil. Vorbești de România. În România, bineînțeles. Există niște înregistrări. Băi, cum să spun, parcă ai făcut un master relativ bun și l-ai pus într-o cană de aia de tablă de popotă și așa... explicația am dat-o mai devreme. Nu exista o transpunere corectă. Eu am fost la celebrul disc Stai în poala mea, care am făcut rost de un exemplar de la Iași cu 500 de lei, în București costă 1000 de lei discul. Ăla cu coperta cu iepurași, este la mare căutare. Dar e după 90. 95. Da. Nu, el vorbea de... Și am fost în 95 la Electrecord, acolo undeva pe la Valea Cascadelor, aveau ei uzina, unde am văzut asta cu transpunerea pe master Glassmaster, din alamă sau cupru sau nu știu ce, în care e gravat, efectiv, e un aparat care... Așa, da. Dar nu știau să calibreze exact ca să cuprindă toată banda de frecvență. Eu am crezut că era din studio și că erau oameni care... S-ar putea unele, pentru că acum știind și noi am văzut, Electrecordul n-a fost un mare studio, adică n-a fost ca afară. Da, avea un mixer bun, limită de decență. Nu, avea un mixer NIV, care într-adevăr era un mixer bun. Dar nu exista procesarea dinamică aferentă, efectele care trebuiau. Erau rudimentare. 480, adică nu era chiar rău. Din păcate, acum... Adică comparativ cu nivelul de afară sau chiar alte țări, Germania, să știi că și afară ascult acum, pregătind pentru cântarea cu Ian Pace, am ascultat imprimările atunci, de exemplu, cu Black Knight. Era exact ca la fel, de stereo, adică chitara era în dreapta de tot și organ stânga de tot. Erau destul de, pentru noi, primitive acum, dar așa era atunci. Să știi că înțeleg tocmai ce spui. Explicam fiicei mele diferența dintre vinil și CD sau orice alt suport. L-am înțeles teoretic până am găsit o variantă stricăle. Până am găsit o variantă bulgărească sau rusească a unui Rolling Stones și am ascultat Painted Black, în care simți exact cum sunt împărțite, aproape că dacă închizi ochii vizualizezi cum sunt așezate instrumentele. Da. Mă recomand celebrul documentar cu Beatles care abia a ieșit de un an sau când... Cred că l-am văzut. Film, e film. Ai văzut cum sună, cât de bine sună instrumentele alea. Zici că, mamă, e acum atras. Deci nu e o mare filozofie captarea unui instrument, dar contează și ce se întâmplă după aceea. Pentru voi doi, exclusiv grație tehnologiei, este un avantaj că poți acum să înregistrezi acasă sau e nevoie iar să te duci la studio? Bănuiesc că dacă totuși stai acasă, parcă nu stai cu toată trupa și parcă se mai pierde din chimie sau... Pentru mine personal e un avantaj, pentru că de când există aceste DAW poți să lucrezi acasă, deci programe de muzică în care poți să lucrezi acasă, poți să faci mult mai multe lucruri decât înainte. Pentru formații cred că nu e bine, pentru că acea lipsă de lucru în colectiv se simte. Și eu spun, la fel apropo, mă întrebai de highlight-ul și... După 2012, când efectiv am început să lucrăm în studio, ca în studio, deci fiecare venind cu nu știu ce, s-a pierdut. Nu mai sunt piesele cum erau, nu mai este vibe-ul cum era. Contează când lucrurile sunt făcute împreună, când se compune, când se repetă, când se imprimă împreună. Cum se făcea pe vremea aia, când cântam cu toții, se imprima, de exemplu, numai basul sau numai tobele sau așa, dar era altceva. Ceva ăla care nu poate fi descris, nu poate fi notat, nu poate fi. Așa, acum, sigur că da, îți tragi chitara acasă, îți tragi basul acasă, mai pui o clapă dacă vrei tu, mai faci tobele sau nu știu ce, nu mai e același lucru. Dar pentru tine, ca muzician, am scris muzică de teatru de păpuși, am scris tablouri într-o expoziție, era să zic, al lui Mussorgsky, pentru una compozitoră, deci multe lucruri care n-aș fi putut să le fac altfel, fiindcă trebuia să adun alți oameni, să scriu 7000 de partituri, pe când așa poți să faci singur lucrurile astea. Sigur că mă apelez la cineva să-ți trag o voce sau să-ți trag un instrument, dar ca trupă nu e bine. Și nu se salvează la repetiții cât de cât sau... Modul de lucru e altceva. Modul de lucru e altceva. Orice tehnologie contează foarte mult să știi să o folosești în scop, într-un anume scop. Adică eu aș recomanda tinerilor, instrumentiști mai ales, să folosească computerul, laptopul, mă rog, pe ce fac ei muzică, pentru a face niște schițe, de a face niște idei pe care ulterior să le completeze cu toată trupa, dacă fac parte dintr-o trupă. Pe de altă parte, dacă ești un compozitor, cum e Mugurel, sau este absolut genial să ai toată orchestra la mouse. Am văzut că AI-ul vine foarte tare din spate cu o grămadă de treburi. Am văzut un soft în care pur și simplu îți tragi... Păi nu spunea că o să avem timp liber. O temă de chitară și el poate să-și genereze tot soiul de orchestre pe care eventual la o adică ai putea să le tragi în timp real, dar măcar te ajută să-ți dai seama cum cadrează. Deci există acum ultimele lucruri care au apărut la un program de ăsta de muzică sunt în felul următor. Cineva cântă cu chitara și el îți spune ce acorduri sunt pe care ți le poate transforma în pian, în tot ce vrei. Pentru cei care la fel se corectează vocea, presupunând că solistul, solista n-au cântat foarte corect, îi spui care sunt armoniile și ei îți corectează vocea în funcție de ce îți spune, dacă sunt niște note care... Deci sigur că lucrurile se devin din ce în ce mai prefabricate și mai ușor de... Plus că pot să iau o piesă Pot să iau orice piesă holograf și să-i scot instrumentele pe bucăți, am văzut, și să fac ce vreau din ea și nici nu să aibă vreo legătură cu originalul. Vocea separat, tobele separat. Și poți să mai lucrezi, să prelucrezi fiecare instrument în parte, să-i dai altă... Dar totuși în live încă nu s-a inventat, adică pentru cântările live, nu vorbim de playback, deci vorbim de live, nu poți să păcălești, n-ai cum. Trebuie să cânti. Suntem în mijlocul lui aprilie 2022, avem 2 ani de COVID, da? Avem un valul 6, că s-ar putea să ne bată și asta la ușă, avem un război aici, Doamne ferește. Cu voi ce urmează? La ce cântări vă mai vedem? La ce evenimente? Noi avem din mai, deci de luna viitoare, un turneu. Noi Holograf. Noi Holograf, un turneu, spectacole cu bilete în țară. Cluj, Arad, Timișoara și, nu știu, Pitești, Galați, Ploiești, Piatra Neamț, Iași, adică le spun nu neapărat în ordinea asta, le spun și care se va întinde pe parcursul lunii mai. Asta vedem ce o să iasă. Pentru că, într-adevăr, asta n-am discutat. Acum, pentru o formație, zic eu, sau un artist din România, există 2 sisteme în care își câștigă existența. În spectacole cu bilete, care sunt un business, adică la spectacole cu bilete câștigi cât câștigi. Se vând mai bine sau mai rău. Noi nici nu avem o piață de rock, cum e Bulgaria, de pildă. Așa este, din păcate. Bulgaria este un fenomen... Da, e bizar. Nu e bizar, e aici... foarte bine. E vina și a radiourilor, care au zis, nu mai vrem distorți, cu chitări. Așa era în anii 90. Și partea a doua este cea cu spectacolele plătite, unde contează box office-ul, adică pe primăriile, zilele comunei, târgul de bere și alte chestii, unde ești plătit ca prestator de servicii. Și ai un gaj, cum se spun, dat de box office-ul, că ești mai... mare sau mai tare sau mai important. Cea mai cinstită e asta cu biletele, unde acolo este valoarea intrinsecă. Doar că astea nu pot să fie nici foarte multe, nici foarte dese, pentru că odată nu mai ai casele de cultură de altă dată. N-ai unde. Ca să cânți pe bilete trebuie să fii într-un spațiu conținut în care să-ți ofere intre omul sau să nu intre. Da. Așa, partea tehnică care costă și ea. Așa. Lumini, sunet... deci asta proiecții. Și deocamdată încercăm asta care o știm noi, o facem de 40 de ani, să cântăm pe bilete la oamenii care vor să vină să ne vadă. Și cred că o să meargă. Eu am ajuns, apropo de video și de efecte și asta, am ajuns la concluzia că acolo unde vezi multe ecrane, fum, explozii, lumini, acolo e mai puțină muzică. Înțelegi? Ce vreau să spun? Da, probabil, deși am văzut și niște visual-uri foarte calitate muzicală, la niște trupă, spune. Nu, de bine, nu vorbim de Cure sau... Dar acolo unde show-ul e mai important decât muzica, înțelegi? Acolo e altceva. Mai sunt și glumele cu Vicusticul de acasă și... Da, nu vorbim de DJ, chiar de artiști care vin cu mulți, cu dansatori și cu... știi? Vă foarte mulțumesc că ați venit. Trebuia să stăm 2 ore, am stat 2 ore și te rog, spune Division of Joy. Încă o dată, da, Division of Joy și mai nou trupa 80s Rock Band. Avem pe 20 aprilie concert la The Pub, trupa la universitate. Rock, universitate, fostul Trocadero. La coada calului, cum ar veni. Cântăm toate, mă rog, toate cele mai cunoscute hituri ale anilor 80. Tu și mai cine? Nu, dar nu sunt totuși muzici speciale, nu sunt modern talking. Știu ce zice, rock, suntem pe rock. Police, Bryan Adams. Cu cine cânti? Păi am colegi de formație deosebiți, și anume pe Gabi Golescu, cu care am mai cântat în 82. La o altă trupă, deci ne știm de foarte, foarte mulți ani, cu Bogdan Sandu, zis Jaja, un chitarist cunoscut de la trupa veche și, mă rog, alte, Zyber, mai multe formații pe unde a cântat. La tob este Pampon, Paul Neacșu, care este un toboșar veteran de la Voltaj, 88, Voltaj și alte trupe. Și la bas avem o doamnă, domnișoară, să-i spunem, Alexandra Pop, care este senzațională și ne o iubim pentru că ne împlinește. Știu ce trupă. Spui și când stai la cârciumă pur și simplu cu băieții la masă la bere, dacă este o prezență feminină la masă, se schimbă dinamica. Da, da, nu. Cum să spun, a adus o rază de soare în formație. Și deși suntem o trupă de cover band, ne simțim bine. E fan, știu. Ne place ceea ce cântăm și e o stare care se transmite. Și pe în altă ordine de idei revin cu festivalul de blues, Urban Blues, tot de la PAP Trocadero, Universitate. Un festival care e prima ediție, 14, 15, 16, e prima ediție, dar vrem să-l facem și în toamnă, adică să devină ceva ciclic, teren și ciclic. Și o să aveți ce vedea. Sunt trupe cunoscute, Night Losers, printre Baicea Band, Storytellers, mulți. Marcian Petrescu. Păi îmi place să cred că ne vedem acolo, la cel puțin la bere. Cu mare drag vă așteptăm. Locația este una dintre cele mai potrivite pentru și centrală. Și absolut. Buricul Târgului. Vă foarte mulțumesc că ați venit și mă foarte bucur că v-am văzut și uite că nu e puțin lucru, am obosit și eu, că suntem bine. Da. Pe picioare, sănătoși. Sper să fim în continuare și cred că o să ne mai vedem aici. Așa am eu. Mai avem oricând. Foarte mulțumesc și subscribe cine s-a uitat la noi până acum. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast, nu futilități.